Salutare tuturor la întâlnirea obișnuită săptămânală tare de tot aici acasă la BAC 52 alături de prietenii și de sponsorii noștri de la Betano 7 ani de existență în România la mulți ani și cu această ocazie îi salutăm și pe ai noștri prieteni de la SAS Gym Fitness la cel mai înalt nivel, la cele mai înalte standarde Două săli în București, la Piața Alba Iulia și în drumul taberei, aparate ultramoderne. Însă, știți uh, deja ce face diferența atmosfera civilizată, lume prietenoasă și un vibe bun, unde altundeva decât la uh, SAS Gym. Uh, cei care au uh, vizionat în urmă cu ceva vreme episodul cu liderul Peluzei Nord, FCSB. Da, Galeria FGSB Gigi Mustață. Unii dintre voi m-ați întrebat dar dinamoviști când aduci, și știți foarte bine că încerc pe cât se poate să vă onorez rugămințile. Acum nu știu dacă vă referați la cineva anume care să aibă legătură cu Dinamo, și chiar dacă făceați o astfel de trimitere, eu tot pe Florentin Petre îl aduceam la tare de tot. Te salut, îți mulțumesc salut, că re. ai venit aici în studioul nostru, Ce un om mulțumesc? care se confundă cu Dinamo, e o raritate să spui în ziua de astăzi că mai câștigi ceva cu Dinamo, dar Florentin a făcut acest lucru, nouă trofee câștigate cu echipa din șoseaua Ștefan cel Mare, practic unul dintre simbolurile acestei echipe în era modernă. Și dacă am început cu Dinamo, continuăm puțin, după care ne întoarcem la această echipă unde ai scris istorie. Prezentul te face în sfârșit să zâmbești, nu? Pentru că nu mai ești acolo, dar sângele apă nu se face. Sincer să fiu, mă bucur foarte tare că zâmbesc atât de rapid. Mă așteptam să se întâmple peste un an, doi, trei, ținând cont de felul cum au început lucrurile la Dinamo. Mă, mă refer la problemele atât financiare cât și cele de, de joc sau de, de echipă dar spre surprinderea mea și mă bucură foarte tare acest lucru este că am au trecut peste toate momentele grele și au reușit într-un timp foarte foarte scurt să promoveze la, la loc asta este un lucru extraordinar și este de apreciat pentru că acei cei oameni au reușit să, să facă lucruri frumoase într un timp atât de scurt și sunt sunt de apreciat. Da, am dreptate, nu? Sângele apă nu se face. Adică oriunde ai fi Dinamo îți va rămâne permanent în inimă, oriunde ai fi profesional și chiar și geografic, personal tot la Dinamo te gândul primar. Eu am jucat 16-17 ani acolo. Am antrenat 5-6 ani, adică dacă stai să te gândești, este o viață de om. Toată perioada asta pe care am avut-o la Dinamo. Și cu siguranță o să vin, o să revin în, în Ștefan cel Mare mai devreme sau mai târziu. Nu cum să streacă sentimentele, lucrurile frumoase, trofeele, amintirile, prietenii pe care am avut acolo. Totul se leagă de Dinamo. Tot ceea ce înseamnă în România se leagă de Dinamo. Și sunt mândru și onorat totodată că am reușit să fac parte dintr-o istorie frumoasă a acestui club minunat. Nu mult se întâmplă lucrul ăsta, dar eu sunt încântat și onorat de tot ceea ce mi s-a întâmplat, ținând cont de trofeile pe care le-am câștigat acolo, cu doar ce le-ai enumerat. Da. Atâtea meciuri, atâtea sentimente, atâta dragoste față de clubul ăsta, astea nu ți le poate lua nimeni niciodată și să mândru încă o dată de tot ceea ce am realizat acolo. Mie nu-mi rămân foarte multe uh, momente în uh, minte legate de un uh, anume jucător, chiar dacă e unul special ca tine, chiar dacă e un prieten de-ai mei ca tine. De ce? Pentru mă că sunteți foarte mulți mă și uh, automat mi-aș încărca foarte mult memoria. Dar în ceea ce te privește, să știi că mi-a rămas un moment. Uh, e vorba de fotografie. Uh, habar n-am după ce meci e pe Google, la Liber. Uh, Era îmbrăcat în tricoul alb de, de joc, da. da? Pe gard, undeva, cu banderola pe mână și cu pumnul ridicat, așa, la peluză acolo. E uh, o fotografie? Eram, eram singur sau eram nu, trei? Nu, erai singur pe gard, urcat, așa. aia mi se pare. Uite că poate o găsesc acum, deși Am complic multe... puțin acest episod, dar uh, o-și arăt la camera dacă o găsesc bine, dacă nu, nu. Dar poate-ți aduci tu aminte. Am făcut mai multe poze pe gard dintre care probabil și asta probabil că este momentul bucuriei și fericirii a unui gol sau probabil a unui rezultat foarte bun pe care noi l-am făcut atunci și da astea sunt momentele și realizările mele. Cred că am găsit una asemănătoare uh, nu e asta, dar e în, e în sensul ăsta, da? o arătăm la cameră odată și apoi o să o arăt și ție. Deci nu e asta, dar e așteptămânătoare. Unde e asta? Spun ah, o vezi și tu? O, A, bă, gata, da, e. acum ți și ție. E la Braila. Bun, eu n-am spus e, că e Ștefan cel Mare, e, am spus după, că e pe gard. După un gol dat la Braila, unde am muncit destul de mult, că ne-au cam hăituit Braileni. Cred că am și fost la meciul ăla. Un 3-1? 2-0. Cu 1-0 acasă, 2-0 acolo. Am dat eu și cu, cu Dănciulescu. A ne-a închinuit că aveam echipă bună, da. teren bun, lume multă, era parcul monument, era full de suporteri. A fost un, un moment extraordinar. Și mai e una foarte frumoasă, tot așa, o poză, de la Timișoara, unde sunt eu, în picioare pe gard. Deci nu știu cum am avut echilibrul ăla și cum am stat, pe bine, uh -huh. doar 37-le meu, 38-ul se potrivea, că m-am înfipt acolo în, da. în gard și cu Danciu și Niculescu lângă mine și ne bucurăm cu galeria la un meci cu Poli Timișoara, mi se pare că i-am bătut atunci, da. Gata cu încălzirea, ca la fotbal. Ies jucătorii la încălzire, după care revin la vestiare și se echipează pentru primul fluier al arbitrului. O să intrăm acum și în alte subiecte, iar Florentin, în măsura în care e dispus să le comenteze sau să le dezvolte, vom vedea împreună. Mi-ai dat voie să mă bag în orice, nu? Da, Bine, păstrând, -te păstrând limitele normal, uh, bunului simț. Normal. Uh, din ce știu, aici chiar nu joc teatru. Uh, nu mai ești bucureștean de câteva luni, săptămâni sau ani. Dincolo de experiența pe care ai avut-o la Brăila, ai rămas acolo la Brăila. Ca da. perso pe persoană fizică, cum se persoană spune. Fizică, Știu da, bine? Da, într-adevăr, sunt brăilean de ceva timp și sunt mândru de asta. Am un prieten în Brăila care mi-a spus așa, prima dată când ne-am văzut. Ai grijă să nu bei apă din Dunăre, că s-ar putea să rămâi aici o vorba lor. Cred că am băut apă din Dunăre și am rămas am rămas acolo. Deci te ai făcut buletin de Braila. Buletin, pașaport, tot ce trebuie. Dar din punct de vedere personal, care mai este viața lui Florentin Petre, pentru că de ceva vreme ești în mijlocul unei perioade zbuciumate, nu mai e niciun secret că soția ta sau fosta soție, cum să o cataloghez pe Margarita? Margherita Nacte vorbesc. că suntem într-un proces acum... Deci asta spun, um, e, un, e un proces de divorț, nu? Da, e în, în continu... care se va... se desfășoară când, de curând se va da decizia finală, voi fi un bărbat liber, sunt liber de ceva timp, așa uh -huh. că nu se va pune problema de -a. adică. Da, aștept să fii liber unde contează cel mai mult, adică în acte. În acte, pentru că acolo este cel mai important în momentul de față. În sensul celălalt, sunt bine, sunt fericit, mi-am găsit liniștea, sunt într-un moment al vieții în care mă simt împlinit, Asta nu înseamnă că n-am avut și perioade în timpul vieții mele de până acum, perioade bune. Dar eu cred că acum sunt într-un moment extraordinar de bun și sunt fericit. Din ce am văzut cu toții, soția ta în acte da, a tot postat vis-a-vis -vis de tine și de comportamentul tău față de ea. Tu ai avut decența. Asta nu înseamnă că ea n-a avut-o. Dar vorbesc acum cu Florentin Petre să nu răspunzi la aceste, nu știu cum să le numim, atacuri sau puncte de vedere. Însă vreau să te întreb cât de mult te-a afectat tot ce s-a scris. Pentru că ești persoană publică, ai copii, ești cunoscut, ai o imagine de apărat, adică nu poți să spui că domnule nu m-a afectat deloc și treceau așa pe lângă mine toate articolele care... care... Astea sunt momente de viață, momente mai bune sau mai puțin bune. M-a afectat extraordinar de mult, ținând cont de uh, randamentul pe care îl dădeam la Piatra Neamț, de exemplu. Eram bine, eram uh, cu echipa foarte bine. În momentul când îți vin și lucruri dintre astea și concentrarea nu mai este totală uh, asupra meseriei, Normal că te gândești să nu dai rateuri, și decât să încurc sau decât să fac vreo greșeală referindu-mă la profesia și la profesionalismul și la disciplina pe care o am în domeniul ăsta, am zis să mă dau la o parte și să-i las pe alții pentru că aveau un obiectiv foarte important. I-am lăsat pe locul 3, dar am zis că mai bine să. Deci tu spui că din cauza situației. Mă afectează normal. că te Te-ai dat la o parte ca să nu. Da, nu vreau să stric un lucru... Chiar și imaginea unui club, nu? Normal, și așa unui club. Nu pot să-mi bat joc de niște oameni care investesc niște bani acolo. Înțelegi? Uh, și au mai fost și alte probleme, dar minore. Asta, asta, asta a fost un moment în care uh, mie mi-a uh, făcut mult rău și uh, nu cred că și avea rostul. De exemplu, să sper rufele în public, uh, pentru mine sunt niște lucruri extraordinar de, de, de urâte. Eu, Având decență, fiind un om foarte bine echilibrat, având o disciplină și în afara stadionului bine dezvoltată, am zis că e mult mai bine să mă detașez de lucrurile astea, să las să meargă viața așa cum mi-o doresc, să eu să fiu fericit, atât eu cât și copiii mei, pentru că, până la urmă. Tot aici ajungem. Da, de ce n-ai... Eu nu o să te fac, adică nu te iau pe la ploiești să te aduc la București. Da, te întreb direct, dar nu o să te fac să vorbești ceva care dăunează pe imaginii tale, imaginii ei, da, pentru că nu o cunosc uh, foarte bine, am văzut-o o singură dată, și procesului care e pe rol. Deci poți să da. fii 100% convins de asta. Uh, întrebările n-au cum să deranjeze pe absolut nimeni. De ce n-ai încercat să comunici prin SMS, prin WhatsApp să-i spui, potolește-te, că e un proces... Se va încheia, avem copil împreună, am și o imagine, adică ce rost au? zeci de mesaje trimise pentru înțelegere și ah, calm. Okay. Ne-am înțeles foarte bine, ținând cont de copil, casă, bani, mai puțin la bani, probabil că... Na, lucrurile astea se vor dezvolta Reglam, timp. da. dar ne-am înțeles la tot. Am cerut doar un singur lucru, ținând cont că sunt o persoană publică, un om care și-a construit o carieră uh, extraordinar de frumoasă și n-am deranjat și n-am uh, uh, eu știu fost pe nimeni un scandal niciodată n-am fost uh, și aș fi vrut să mi se întâmple lucrul ăsta cerut celor doar un, un, un contrat de confidențialitate în care să nu mai se apară în presă. A, adică Lucru, să nu mai iasă în presă. Lucrul ăsta nu, nu s-a întâmplat. Uh, uh, nu știu de ce, pentru ce, ținând cont că am făcut foarte multe lucruri bune, sau foarte bune și pentru ea și pentru familiei. Uh, am fost peste tot, am cheltuit bani foarte mulți împreună. Nu regret asta, pentru că aș fi idiot dacă a spune lucrul ăsta. S-a simțit bine, am fost... Uh, bine până la un moment dat, dar i-am spus încă din prima zi când ne-am întâlnit ai grijă mare că e un momentul când nu, nu voi mai fi fericit lângă tine, o să plec. Ce ai spus? Da. Și... Că eu am trecut prin foarte mult. Eu era să mor de trei ori, înțelegi? Și la un moment dat, a doua sau a treia nu mai țin minte, stăteam pe marginea patului și am zis băi, în viața asta trebuie să am grijă și de mine. Vreau să fiu fericit și eu. Vreau să-mi trăiesc și eu viața așa cum pot. Iar dacă te simt pe tine că nu mai mă iubești și nu ți la mine și nu mai mi-oferi tot ceea ce am nevoie, pentru ce să ne încurcăm? Să ajung la... Patru, la mine 47 am acum. Să ajung la 60 de ani și să mă, ne urăm prin curte, prin casă, pe, eu știu, să ne uh, înjurăm pe acolo, să ne omorăm? Nu. Fiecare om are puterea și discernământul și disciplina să treacă peste orice moment din viața lui. Eu am trecut prin multe. Deci, cumva, experiențele alea te-au făcut să te gândești mai mult la tine și cumva să fii egoist. Mm, lăsând copiii. Nu, 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 copii, nu ajunge și acolo. egoism. Nu, ce-am spus? Ești lângă mine, te simt că nu profiți de anumite lucruri și nu te bucuri cu mine de toate momentele pe care le-am, bune, rele, sau nu ești alături de mine, nu stau. Nu stau. Viața, e, viața cum să spun, trecând prin atât de multe lucruri, încă de tânăr, era să mor la 14, 13, 14 ani, atât de mult și atât de bine m-am dezvoltat din punctul ăsta de vedere, încât am zis, băi, trebuie să fiu fericit, chiar dacă mă chinui. Chiar că dacă Dumnezeu de multe ori mi întinde un degețel, Mă prinde el, și după aia mi-a foarte multe lucruri în care mă aduce iară cu picioarele pe pământ. Pentru că așa am trecut. Eu n-am avut momente să am, eu știu, milioane cum au alții, cu toate că meritam, la cât am muncit, la cât am alergat în viața asta, poate că meritam. Poate că nici nu m-am organizat cum trebuie eu, având încredere în oameni, poate nu am fost ajutat de oamenii din jurul meu, de lângă mine să mă învețe niște lucruri. Da. Că veneam de la Popești de Ordeni și având niște bani în cont, nu foarte mulți, bă, dar puteai, te puteai dezvolta, dar lângă tine trebuie să fie tot timpul cineva care să te susțină și în momentul când o iei un pic razna să te tragă de mânecă să spună, băi, stop, stai un pic, că nu e bine. Nu să stai să te lăfăi, să te bucuri, să cheltui banii, să bă, nu există o limită dintre asta în care... Care legătură cu ea sau cu voi în momentele alea? nu, că am avut mai multe momente în timpul ăsta și trebuie să vină cineva să spună stop. Haide și n-a venit? Facem și a asta. venit. Păi nu a venit, că tot singur mi le-am făcut pe toate. Mereu? În da. asta, tot timpul? Păi da, ținând cont că o a ajuns aici. Dar când ți-ai dat seama că nu mai funcționează? Da, trei ani, doi ani, trei ani. Dom'le, copilul, copilul, copilul crește, copilul este un băiat Alex este minunat, înțelegi? Și bă, o să aibă tot ce are nevoie de, de, la mine. Eu oricum sunt plecat, acum vin, stau două săptămâni, mă, dacă nu vin acasă, domnule, cum să uh, încheci uh, o relație, dacă nu, dacă asta mi e meseria. Eu merg să muncesc, eu merg acolo să fac bani ca să poată copilul să poți să, să am grijă de casă, să poți să am grijă de mama, să am grijă de... e toată lumea, înțelegi? Da, și asta am Dar și citit, tu trebuie că să fie... din cauza faptului că erai plecat la Piatra Neamț, relația care oricum s-a... Uh... Nu vreau, că dacă eram la Piatra Neam sau în Honolulu, puteai să vii lângă mine, să stai cu mine, adică sunt lucruri... Uh... Trebuie să-ți le dorești, să vii acolo, să stai, să te chinui cu el, să stai cu copilul, chiar dacă e greu. Păi nu înțeleg că avea copilul un rost al lui aici, ceea ce e logic, nu o școală. Nu are rost oriunde. Tu știi mai bine. Uh, Viorel, copilul poate să crească și într-un cort. Atâta timp cât uh, ești lângă el, ești cu el, te zbați să fii acolo, uh -huh. în locul ăla. Așa, dacă stai și te gândești, lasă că merge acolo, muncește, stăm acasă, nu e nicio problemă, avem grijă de copii, trece timpul și... Da. Da, el cum a resimțit despărțirea voastră, Alex? Ai, îți dai seama că l-au afectat foarte mult, că citește și el, nu e vorba decât să dai de un click. Așa. dai un click Acum pe internet. 9 ani. A, 9 ani. Oh. ani, mai, are un pic sensoară. <laughs> da. Da, zic că copilul citește. De asta trebuie să existe o legătură și un respect între tot ceea ce ai făcut pentru omul ăla, cât de mult l-ai ajutat, prin cât ai trecut cu el și nu poți să-ți bagi joc de niște lucruri pentru că el vede. Nu vede astăzi, mâine. El va vedea. Eu, eu știu, oricând și-a văzut niște lucruri. Sunt niște lucruri pe care copilul le-a văzut în casa acolo, adică nu poate să treacă peste ele. Și într-adevăr, ele Acolo mă iubește și pe mine. Extraordinar de mult. O iubește și pe mama. Că, na, Mama are grijă de el. Stă toată ziua cu el, cât uh, mai sa este plecată. Da. Dar presupun că ai și tu ce să-ți reproșezi, nu? Adică nu da, într-o relație când se am destramă ambele părți. Nu pot să spun. Îmi că spun că din fost. proprie experiență? Da. <laughs> adică ambele <laughs> părți. multe, nu? Uh, nu, una singură. Cum? Da, am înțeles. Una singură. Da, eu, Oficial vorbind. Adică aia. E... Care contează când se ajunge la așa ceva, la proces. Nu spun că am fost perfecțiunea într-o chipată, înțelegi? Ca am mai greșit și eu, da? Nu, 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 mă refer la înșelat, atenție, mă refer la. nu intrăm chiar atât de cu bocancii, mă refer la atitudinea în relație, la implicare, la atenție, la afecțiune, nu. Domne, a înșelat-o, că te întrebam direct că nu mi-era frică. Nu asta, nu, până acolo nu merg. Nu am înșelat-o, virează. Nu, nu, dar nu merg până acolo. Vorbesc de implicarea ta. Implicarea mea în această relație a fost totală ținând cont că tot ceea ce aveam pleca de la mine în cont a doua zi. Sau da, dar tu de ce transfer doar nu, la nivel material nu, întrebarea mea? pot să-l să transfer la ce... Afecțiunea no, cred afecțiunea, că e cea mai importantă. Nu ți-am spus mai devreme, dacă simt că nu mai ești lângă mine și nu mai mă iubești și nu mai tragi cu mine, am plecat. Tu erai am... lângă ea? Poate și ea avea nevoie de sprijinul tău. Probabil că și distanța asta pe care am avut-o mm. între noi a făcut să se ajungă la, la despărțire. despărțire. Dar să nu, să nu... Adică cum să zic că de multe ori nu contează foarte mult și distanța asta. Feeling-ul ăla, adică sentimentul, dragostea pe care ți-o oferă, momentul când ajungi acasă și simți niște mm -hmm. lucruri, când nu mai simți astea, dar de ce crezi tu, n-am făcut o statistică și nu știu dacă există pe undeva, în lumea asta fotbaliștilor, cred că divorțurile sunt la mare modă, începând cu ce an vrei tu și până în prezent. Din cauza asta activității, pentru că el este mereu plecat ca jucător și ea nu merge după el de fiecare dată? Că sunt multe care merg, altele care nu merg, au un rost aici, un business, un copil, doi copii, zece copii. Avem, de aici, din avem cauza... exemple n. Asta zic, în lumea Noastră, eu n-am auzit în alt domeniu. mei colegi sau... Mm. Și eu nu pot să spun că n-am trecut prin... Nu știu ce se întâmplă cu fenomenul ăsta care este uh, problema sau... Vă spun eu că dacă ar exista armonie, dacă ar exista înțelegere, dacă... Uh, ar ști cum să se adapteze la situație, nu cred că ar fi probleme. Că sunt și relații care au rezistat Absolut. și rezistă, îți dai Absolut. Absolut. Da? Absolut. Asta, ce a fost cu noi, aproape toată generația mea a fost cât un declic dintre asta unul sau două, nu? Da, dacă ei la mână, da. Poate da. 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 nu au fost persoanele potrivite, poate uh, s-a întâmplat totul rapid, poate... Adică sunt N și exemple... Pe care uh, noi le vedem și. Dar acum, ce, în ce fază e procesul? Și uh, a doua întrebare, tot legată de asta, dacă tu crezi că după ce se termină lucrurile și uh, se reglează oficial uh, problema, puteți să vorbiți ca doi oameni normali? Pentru că mai sunt și părinți care au un copil împreună și care nu-și vorbesc. nu da, eu deci asta îi lasă dorit. copilul când e uh, weekendul lui, îl lasă la ușă și. Viceversa. La noi nu a fost problema de înțelegere, mai ales din partea mea. Atât copilul, cât și toate lucrurile pe care le-am pus pe hârtie, ne-am înțeles prietenia și... vă dai seama că tot timpul va avea respectul meu, pentru că totuși este mama copilului meu. Înțelegi? Uh -huh. Orice ar face, până la un anumit moment... Uh, trebuie să recunosc că uh, este mama copilului meu, nu? Trebuie să avem grijă de el, cum am spus, trebuie să crească frumos. Eu oricum, în majoritatea timpului, sunt plecat de acasă, să vină la mine. Nu a fost niciodată problemă că hai să luăm un weekend ăsta, la tine, în weekend ăsta. Nu, am zis, păi, când stă cu tine două, trei săptămâni, mergem în vacanță, nu e nicio problemă. Când vine la mine, la fel, că pentru că a venit de foarte multe ori la Brăila, a stat cu, cu mine, uh -huh. l-am luat cu mine și la Piatra Neamț, a stat o, o grămadă de timp. Când vine acasă, dar n-am timp. Eu, când vin în weekend, stau o zi cu el, mai vreau și eu să merg, eu știu, poate merg tot cu el la un pescuit, pentru că ăsta este hobby-ul meu, asta îmi place. Asta mă relaxează cel mai mult în momentul când muncesc și am creierii încărcați de fotbal. Uh -huh. Înțelegi? Uh -huh. Le spui că Bucurile se va ajunge la o înțelegere totală. Păi, se va ajunge. Acum una parțială. Dacă noi între noi nu, tribunalul va decide, pentru că așa mi se pare corect. E da, dar tribunalul nu poate să vă oblige să vă purtați civilizat, adică să vă adresați cuvinte asta, civilizate. dragul meu, asta vi intervine de acolo, din uh, educație, din uh, cei șapte ani de acasă, din respectul pe care le a avut o viață alături de om. Dacă vrei să o ai bine, dacă nu, nu este nicio problemă, mergem mai departe. Ai început cu a doua întrebare pe care ți-am adresat-o, să-mi răspunzi la ea. Prima, procesul când se finalizează? Adică când presupun când. că vrei să scăpi și da, tu și nu. ea, să scăpați, adică nu Dar e... Și, ea și a dorit lucrul ăsta să se întâmple. Cu siguranță până la sfârșitul anului se va rezolva tot. Dar procesul de ce există? Pentru că sunt divorțuri care nu necesită da, să merg la. Pentru că eu am vrut să fac o înțelegere adică a mea. te duci la notar. La notar, da? da? Dar ți-am spus, toate au fost bine până într-un anumit punct. Când Cel am material. Vrut, când am. Da, e divorțul da, la material, tribunal, că e vorba de aspectul material, nu? Și a fost clauza de confidențialitate pe care mi-am dorit-o. Plus, mai sunt și alte uh, lucruri pe care nu Asta, așa trebuie să se deruleze divorțul. Sunt anumite etape pe care trebuie să le traversezi, înțelegi? Până la cel final, cu martori, cu audierea copilului, cu. Bă, bă, da, probe. Care nu fac bine. Și da, nu fac bine. Că acum copilul va fi chemat și el la audiere și va vorbi, îți dai seama că va vorbi. Asta da, e astea, astea, pentru astea... ambii părinți, cred. Să... Da, da, îți dai seama că mie nu-mi place. Ce să caute el acolo? când noi trebuia, ca doi oameni adulți, să ne rezolvăm problemele. Copilul nu trebuia să știe nimic. Nimic. Decât că tati e bine, mami e bine, hai să ne rezolvăm problemele. Eu am toate. Am lăsat casă, am lăsat tot ceea ce a fost nevoie ca să ducă o viață normală uh, cu uh, copilul. Ți-am spus? Când simt Ia. că mă iubești, stau lângă tine. Dacă simt că nu mai mă iubești, și de ce te-am întrebat? Dacă uh, crezi că uh, după ce se termină toată povestea asta, vă veți înțelege ca părinții copilului, uh, doar am, ca părinți. Îmi doresc să se întâmple uh, asta. Uh, pentru că senzația mea e doar o senzație la cum te cunosc și la ce am mai vorbit noi în istoricul nostru. Cu prima soție te înțelegi foarte bine. Da. Uh, cum o cheamă? Stai puțin. Cătălina. 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 Mama celor doi băieți uh, mai mari, și de ca ai des, trei da. băieți. Da, alții își doresc. Fac numai băieți. Alții își doresc un, un băiat și încearcă pot, și ies numai băie. fete, dar să le trăiască și să vă trăiască. Iar marele norocos Florentin Petre are trei. Băieți. Și ne pot. Și ne pot. Ajungem și acolo, că nu o să ținem tot podcastul pe uh, familie sau doar pe uh, soție sau fost soție. Dar spunem de Cătălina. cu că te înțelegi bine, nu? Da, da. Da, ne înțelegem. Vorbim de copii, vorbim de. Ne Am fost acum la. Uh... Cu lui Patrick, am stat la masă împreună, nu e nicio problemă. Cu ea cât ai stat în, în căznicie, nu ca relație? 12 ani. 12 ani? 12 ani, da. Uh -huh. Și tot așa ai rupt-o, nu? Tot pe principiul ăsta, bă, nu mai uh, sunt, uh, ei nu, spus și uh, ei când o, nu mai sunt bă, fericit. Eu am rezolvat-o repede. <laughs> <laughs> Cum a sunat asta? Tot la fel. Păi, păi tot la fel, ne-am înțeles, dar a fost mai maleabil, a fost ok. Nu a fost nicio problemă din punctul ăsta de vedere. Și de-aia am și rămas prieten cu ea, vorbim. Lucrurile astea se pot rezolva, nu trebuie să fim sălbatici, nu? Da. Dar despărțirea de ea a fost acum mulți ani. Adică deja nici nu mai țin minte. 2006. Cred că nici pe Google nu mai apare. 2006. Da, ai avut Nici viața. <genres> <g Mind> ai avut viață foarte, foarte uh, complicată, a spune eu, din toate punctele de, de vedere. Pentru că să treci prin două divorțuri, să ai trei băieți, uh, sunt niște lucruri și frumoase. Păi, dar... Da, e bine să trăiești și tu viața într-un fel sau altul. Că dacă treci prin viața așa ca rața. Eu am avut și ghinion. Dacă stau să mă înțelegi? Știi, ghinionul uh, legat de divorțurile astea sau dacă. Down... Nu, așa în general, divorț divorț, ce, dacă uh, uh, ți-am spus nu mai merge și nu mai ești fericit mergi mai departe, chiar dacă ai trecut prin foarte multe lucruri împreună, că toată lumea, domnule, că a fost alături de tine și la bine și la greu dar de unde știi cât de bine mi-a fost da, asta ca să nimeni nu știe. să înțelegi cu tot respectul, toată nimeni nu știe da. nu ai de unde să știi toate lucrurile astea important este momentul să fii fericit să stai pentru copii da, copiii cresc. Este probabil cea mai mare realizare a unui om. Dar fericirea ta, fericirea sufletului tău și viața pe care tu o ai zi de zi, ce a fost, a trecut, a fost, poate a fost bine, poate n-a fost bine, dar mâine. Spunem, după ce se termină uh, procesul, sunt obligat să tot repet asta, pentru că ceea ce contează cel mai mult și pentru uh, ea și pentru el. Vrei să-ți refaci viața? Adică tot oficial, adică să te căsătorești pentru a treia oară? Sau mai interes. sunt unii care spun, nu mai intre. <laughs> Dar este o grămadă. Dar... Păi dacă tot am început așa, da. o duc până la capăt. O nu? duci, nu? O duc, normal. Și știi cum se spune, poate a treia oară cu noroc. Cu siguranță. E o vorbă, cu nu siguranță. neapărat legată de divorțuri, de orice. Da, mă bucur foarte tare că se spune lucrul ăsta. Dar cu siguranță. Vrei să-ți refaci viața? Adică nu, să te am ce a treia oară. fac o să merg acum în mănăstire, suntem tineri, suntem frumoși, și avem grijă de noi. De ce da. să nu. Viața e frumoasă, Viorel. Ți-am spus, am trecut prin atâtea greutăți. De ce să nu mă bucur de viață? Iar dacă sunt fericit și persoana de lângă mine îmi oferă tot ceea ce am nevoie atunci când am nevoie și bă, atunci când ce mi-e cel mai greu este lângă mine și trecem împreună peste toate problemele. Jos da. lărie, de oameni de ăștia am nevoie. Eu am nevoie de oameni care să mă iubească necondiționat, să fie lângă mine. Nu să stea doar că lasă că uite ce bine o să-mi fie lângă el, că o să ajungă ăsta cine știe ce fotbalist sau antrenor și o să câștige bani să-mi crească copil. Nu! Nu! Hai să ne limităm la noi! Doi! Ăia fericiți! Copiii cresc, sunt fericiți, o să crească de nicio problemă. Dar fericirea sufletului tău da. eu zic că asta contează cel mai mult Gata, am încheiat, am încheiat cu acest capitol peste care nu aveai cum să, să treci puteam să intru și mai adânc în această poveste, dar e un proces pe rol și ar fi făcut rău anumite întrebări și anumite replici amândurora în toată această uh, poveste, așteptăm uh, finalul și apoi poate mai uh, Mai. Pe, pe episodul, uh, uh, episodul 2, 2. Uh, da, e tânăr e frumos, dar dacă vă vine să credeți, uitați-vă la Florentin Petre Uh, e bunic. Ați auzit bine. E bunic. E tataie. Aici am fost răutăcios puțin, dar am glumit. E da. Cum e să fii bunic? Mai ales că nu arăți așa ca fizionomie, ca noi, în copilăria noastră, bunicii erau cu părul alb. Bă... Asta, cam și eu un pic. Aici, mă rog, cu părul alb complet, da? de la 60 ceva de ani în sus. Adică păi da, Trebuie da, să... să spun ceva, atunci oamenii au fost crescuți în altă mentalitate și altă educație. Probabil că, nu știu cum era pe timpul lui Ceaușescu, domnule, nu te... sau unii se însurau sau se măritau foarte repede și alții lasă, domnule, mai stai până mai târziu, că mai, ești mai haiduc, așa, eu știu, da. și mergi mai departe și... Bă, probabil că Bine, fotbaliștii oricum se căsătoresc de vreme. Da. Foarte de vreme. Și cum e primul venit, primul... Servit. Păi. <laughs> uh, dar nu-i problema mea asta, vârsta da, da. la care se căsătorește cineva. Dar spune cum e să fii bunic, că nu mi-ai răspuns. El are cât? Cum îl cheamă? Nana, are, a făcut ieri. să Ce trăiască Cezar. sau să vă trăiască. Mulțumim la și fiție, da. Dumnezeu să fim sănătoși. Fraza asta nu am avut-o până mai anul trecut, în nici măcar nu îmi trecea prin cap, pentru că nu stăteam să mă gândesc atât de repede cam cine ar putea să-mi facă un nepot. Ori Patrick, ori Denis. Pe căsătorit ar... și Denis? Denis nu, are 20 de ani la 20 de ani pus da. te Da, pe la 20 de ani l pe Patrick. Da, a la făcut doua... Patrick pasul Păi ăsta. nu, că a fost o glumă foarte mișto în momentul când am, am aflat că sunt bunic. A trebuit, iar am antrenat în Dacia Unirea Brăila și pe Rafael Stănescu știi. Da, foarte, păi, e, la Dinamo, da. Așa, la un moment dat, de fericire, dar de stăteam cu toți în vestiar și zic, de, uite, am să vă dau și o veste, sunt fericit, de asta, sunt bunic. Și Rafael, și cu toți și las, că era Vâlceanu, Rafael Stănescu, erau mai mulți jucători acolo. Că nu care... era și Patrick. Și Patrick stătea lângă ei, îți dai seama. Da. Patrick nu le-a zis nimic, îți dai seama că nu le-a zis la nimeni nimic. Și în momentul când eu am început să vorbesc, zice Rafi zice, stai puțin. Zice, nu pot să cred. Denis s-a și face copil. <laughs> și eu zic, nu Denis. Zice, păi stai, cine atunci? Și zic colegul tău, du-te, domnule, dar și are cum să facă asta, uite-te la el, nu poate să facă, uite-te la fața lui, n-are cum să fie ăsta tată. Știi? Și, și da, uite, spre surprinderea noastră, Patrick va fi, va fi tată și sunt mândru de el, sunt mândru de el, de ea, sunt doi copii minunați. Iar nepotul e, e criminal. O bijuterie. Dar spunem, e... relația asta a lui Patrick, uh, matur... pe lângă faptul că l-am plinit, că se și vede, l-a și maturizat, că știi câte povești mm. au fost. Cu paharul în mână, cu uh, tot felul de episoade extra fotbal, uh, multe poate și neadevărate Dar acum gata, l-a liniștit. Nu? Hai să spun, uh, să liniștit! Nu s-a liniștit, asta chiar nici nu contează. Ba da, contează. Vrei să spun ceva? Și pentru el, și pentru tine, ca tată, cum Hai, să nu conteze? Pentru mine, ca tată, este, da, uh, un exemplu uh, din toate punctele de vedere. Dar fotbalistic și profesional, dacă mă apuc să vorbesc despre tot ceea ce am văzut, și despre toți foștii mei colegi care, la un moment dat, s-au dat îngeri și uh, uh, foarte disciplinați în, uh, în fotbal s-ar putea să bă, se bă, năruie toate biturile și toate cele. Pentru că eu știu de fiecare jucător, fost fotbalist sau fost coleg de-al meu, tot ceea ce au făcut, iar pe Patrick, de exemplu, când l-au prins la un pahar sau aia, mi l-au desfințat. desfințat. Dar nu ei, colegii tăi, ci de la ei a plecat. A, da? Pentru că informația nu pleacă dacă ești coleg cu a, el okay. și ești caracter. Nu te-a pus să faci o poză sau nu te-a pus să dai în ziare. Pentru că și eu dacă mă apuc să vorbesc de fiecare în parte s-ar putea să nu pice bine. Pentru că mulți sunt antrenori, acum sunt exemple pentru jucători uh, și n-aș vrea să vorbesc de lucrurile astea. Dar și ce i s-a întâmplat lui uh, chiar dacă a fost mai rebel pentru că 98% dintre fotbalii sunt rebeli. Dar numai de el s-a vorbit. Uite, de exemplu, îți dau exemplu la când au fost la echipa națională de tinere, da? ți minte că a fost o, cu Nedelcearu? Nedel ah, gata, gata, Erau gata, gata, mulți, gata, gata. Da? Au fost mai multe, no. nu știam la dintre, care te Din tot tot, păcate au fost multe. Cei 5 sau 4 jucători care au fost acolo, cel mai. Afectat, în avion, parcă, nu? Cel mai afectat cine a fost? Patrick. Patric. Dar în avion, nu? A, în avion, unde au fost? În aeroport, unde da, au fost? Da, da. da mie mi se pare un lucru, uh, 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 e și din comun, să dai un copil la o parte și să-i pui o, o, o ștampilă din trasa de golan, când dacă te uiți în jurul tău și închizi puțin ochii, uh, el este cam 10% din ce au făcut uh, alții care au fost pe acolo, înțelegi? Uh -huh. Iar astea l-au afectat, l-au tras înapoi, un pic, dar calitățile și talentul nu poate să, să îi nimeni. Denis, cum a reușit să uh, treacă așa undercover până acum? Pentru că pe Patrick sigur îl știe lumea și prin prisma asta, dar și prin prisma faptului că vorba a jucat, a dat gol într-un derby cu FCSB sau cum se numea atunci, treaua FCSB. Are 100 de meciuri aproape în Liga 100 de meciuri la Liga 1. Adică, are niște da, goluri, da. Da, Denis a trecut așa, Dennis... practic nu îl știe nimeni, uh, nici nu vrea, nu? Nici nu vrea. Nici nu vrea. Alu Denis când îi fac o poză, uh, se roagă de mine jumătate de să nu pun pe nicăieri să nu... Dar este un copil minunat. Are un caracter atât de bun și atât de mișto. Denis este un copil foarte deștept. Îi place pe calculatorul, joacă în jocuri, este cel care îți desface orice joc de pe internet cum vrei tu. Eu nu prea mă pricep la lucrurile astea. E cu IT spui. Da, cu IT da. Este un copil foarte cu minte. A stat și la mine, Stă și la mama lui. Este un exemplu. Da, acum nu mai stă la 20 de ani, vă văd da afară. La <laughs> vă da afară. S-a uh... făcut de mai înalt decât vine cu un cap. El. Da. da. Am o poză pusă pe internet. dar Te-a lăsat. S-a dezvoltat. Da, s-a dezvoltat frumos. Spune, te văd și chiar mă bucur că te văd, te văd bine, așa, plin de viață. Și vreau să te întreb, intrăm în într-o altă etapă a discuției. Cu sănătatea cum ești. Foarte bine. Problemele cu hepatita le-am rezolvat de mult. Nu mă doare nimic. Singurul lucru pe care mai am probleme este când nu mă antrenez. Pentru că, dacă nu mă antrenez 4-5 zile, obosesc. În momentul când încep să mă antrenez, revin iar la viață și mă simt, mă simt Dar Obosești foarte bine. de la ce? De la... de la stat. A, deci la, de la modul stat. firesc, când nu de stau, la. Și nu antrenez, de exemplu, că nu antrenez de foarte mult timp, mi-am luat o vacanță mai lungă, am zis să trec peste toate momentele astea, să pot să mă liniștesc, să, ca să revii, pot da? să încep uh, anul de acum, să-l încep în forță, să nu mai fac greșeli sau să nu fac greșeli deloc. Uh, sunt bine, Viorel. Acum intru eu și mai, intru cu adevărat adânc în această poveste. Pe lângă sutele, miile de driblinguri pe care le-a realizat ca jucător, în tricoul lui Dinamo sau în cel al echipei naționale, Florentina a driblat de trei ori și a și spus-o moartea. Ce să spun? Un mare norocos, și un mare curajos, și un mare luptător. Și pot să continui până mâine cu aceste cuvinte. Personal, nu știu. Când a fost a treia oară? Știu de... Uh, un camion. Când te-ai încurentat, da. hepatită, a treia oară nu știam. Camion, aveam vreo 12-13 ani, am avut un noroc fantastic atunci. Aveam un prieten, uh, eram în autobuzul de popeși de ordeni mergeam către oraș. Aveam un prieten fotbalist la popej de da. Eu stăteam tot timpul, aveam locul meu undeva în spatele autobuzului, de o bară mă țineam acolo ca, na, vedeam... Eram... Și mergeam în oraș. Și mergeam către oraș, da. La un moment dat se urcă băiatul ăla pe la ușa din mijloc, se urcă în autobuz și mă cheamă la aici, că vin o să-ți arăt ceva. Și zic, băi, nu, lasă-mă că stau aici, că e aglomerat, nu vin acolo, pentru ce? Și vină-mă că mi-am luat niște ghete noi de fotbal, să le... când am auzit că e vorba de fotbal și de ghete, am plecat. Am plecat, am ajuns la el, exact în momentul când am ajuns lângă el, a venit un camion dintre la fără frâne, fără nu și-a luat virajul, nu știu când l-a luat, și-a luat tot spatele autobuzului, exact unde stăteam eu. Ai seama că mă... V-ați răsturnat? A răs tot autobuzul, cu bena din spate, nu știu cum mai Nu ne-a răsturnat, ne Exact în zona unde eram eu. Și tu. Uh... Eu eram mai. La mijlo, nu, era, dar ce -ai, ce ai pățit atunci? N-am pățit nimic. A, am deci murat. practic da, nu te-a afectat murat. absolut nu, deloc. Nu, dar asta te fost bă, acolo Am fost uh, acum 20 de secunde, știi. Uh, Uite-te, știu cum s-a întâmplat. Adică. Dar cine a fost acolo a murit? Nu că eram singurel. A, erai singurel, singurel. Dar altfel, dacă ai fi rămas acolo, în spatele autobuzului. Da, mă lua. Te lua, da, nu? Mă lua, da, Mă lua. Mă nu muream, nu știu, dar. Eu am considerat-o că am avut un noroc foarte, foarte mare. Aia cu electrocutatul. Asta a fost. aia a... e de pe altă planetă. Asta a fost a doua, uh, care s-a întâmplat mult mai... În 2000. Deci erai deja eram... la Dinamo, uh, campion a... cu Dinamo, nu? Sau eram în timpul a... sezonului? Nu, 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 eram campion, eram în pauza erai de pe val. vară. Erai pe val? Nu, aveam hepatită. A... Atunci eram bolnav de hepatită și făceam tratamentul cu interferon. A, deja deci a se hepatita. Da, da. A, ok. Aveam 9 luni de tratament. Eram de la 64 de kilograme, ajunsesem la 53. Făcu nunta uh -huh. și am zis, zi, băi, să merg și eu. Uh, uh, Cătălina zicea, băi, hai să mergem în vacanță. Și după aia faci ce vrei tu. Zic, nu, lasă-mă să merg în Delta cu niște prieteni și după aceea facem ce vrei tu. Și am mers în Delta, eram și slab, am mers cu prietenii și acolo m-am electrocotat. Cum? Am dat cu... N-am fost atent, aveam o undiță de carbon în mână, doar ce mersesem la... Era un magazin pe lângă gara de nord, cred că to toți, pescarii știu unul bun de tot, și băiatul ăla de acolo mi-a spus, zice, Florentin, nu-ți lua una de 5, de 7 metri. Că ia de aia de 5, că oricum o să dai pe canale. Și n-ai tu, zic, nu, dă-mi o pe aia că eu am mâna scurtă, vreau să dau până la buza stufului, nu știu ce. Și zice, treaba ta, ok. Și mi-a dat omul, am luat o undiță foarte bună ce era atunci la, la modă și când am ajuns acolo, îți dai seama că și cât am pescuit, 30 de minute. Păi stai puțin, să o luăm uh, uh, progresiv de deci ce ai ajuns, ai pescuit 30 de minute Nu. și după ai a plecat de pe adică baltă? Să, sau... să spun toată povestea că până să ajung să pescuiesc, uh, o noapte înainte am prins o furtună, uh, cum să spun, ca în meșterul Manole. Uh, am fost patru mașini patru mașini, între care la destinație a ajuns doar a mea. Atât. Restul prietenilor mei și-au lăsat mașinile la 3-4-5 km de bază, unde trebuia să ne instalăm. Am ajuns acolo cu un roi, uite așa, era pe mașină, aveam un jeep dintre ăsta um, foarte puternic și cred că da, am și ajuns acolo, că dacă aveam o mașină normală. Atunci era la modă Mitsubishi Pajero. Nu, aveam un sau, dintre de Wrangler dintre ăla. Sau sau Nissan Terran. Sa, da, da, da. da. Mm, și am ajuns acolo, nu știu cum am ajuns, am condus, oamenii au venit după câteva ore, a doua zi s-a luminat dintr-o dată, deci știi cum, nu vedeam nimic. Era ca și cum stai mă dracule aici, nu mai înainta, deci nu că seama. mâine ți se întâmplă lucrul ăsta, înțelegi? Nu mai, cu... și zic nu, nu are cum, mie, pă, mie atunci ce să-mi facă mie cineva? Da. Și acum la fel sunt războinic, eu merg cu tine până în pânzele albe, eu dacă îmi pui să dărâmăm ăla, îl dărâmăm, nu e nicio problemă. Dar minte că mă duceam și la pescuit când uh, pasiunea mea și hobby-ul meu ăsta uh, este și mă bucur cel mai mult când uh, pescuiesc. Înțelegi? Și deci, am ajuns acolo, în sfârșit, tot furtuna cu noroaie, cu dintre alea. Era o femeie pe care am luat-o din uh, neașteptat, că nu știam unde să ajungem. Femeia îmi plângea mașina. Deci atât de uh, traumatizată. traumatizată a fost de tot ceea ce a văzut cum am condus cu mașina. Eram bun de atunci, înțelegi? de cum, pe, cum Da, ajungem și la asta, pasiunea pentru mașini. Da. Uh, să fac ce am făcut cu mașina și tu, nu ești sănătos la cap, mi zis femeia, aici că nu ajungeam niciodată aici. Zic, uite că am ajuns cu mine, ai ajuns cu mine, mergi fără nicio problemă, unde vrei. Și a doua zi a ieșit soarele. Deci aici un soare și... dintre la așa frumos, era o căldură. Care te îmbia să... Când am ieșit, nici nu știam, pe asta un pic, că nu știam unde sunt. Când am ajuns că era întuneric, era uh, ceață, nu vedeam nimic. Nu am văzut decât că femeia a mers, a avut GPS-ul cu ea, l-a da. avut în creier, da. ne-a dus direct acolo, în stânga, dreapta, nu vedeam nimic. Doar bă, știu că am ocolit un canal, canal de ăsta da, de da. Bă, pescuit și am intrat în hotel, ce era acolo. Ce erau, aveau ăia și, ăia niște gândaci, la un moment dat nu știam unde sunt Adidas și că erau atât de mari că mi-au fugit cu Adidas în spate. Și uitați atâta gândaci, ai pomenit Extraordinar. Uitați Uite așa, da. Deci când am pus aia și la... Mi-a luat Adidas și a fugit cu el. Glumesc, îți dai seama. Mi-am <laughs> dat seama, da. Păi, am intrat cu, în jocul tău, dar, normal. Niște, sau niște țânțari? Da. Uite așa, sunt țară când se lipesc, făcea ventuze din Bine, Delta era celebră pentru țări. Da, și, și, da bun, ajungem așa, și a, la... Am, am, ajuns acolo, yes. a doua zi ne-am trezit, au venit și băieții pe la mai am adormit, că venisem, mm. am făcut o zi întreagă, am făcut pe drum, înțelegi? Și ieșiți pe baltă. Și am ieșit pe baltă, repede. La ce oră? Bă, la 10, A, ok, asta e foarte important, da, că vreau să aflu. Era noi, lumină afară, nu? Da, era lumină. Uh, noi oricum nu pescuiam acolo, înțelegi? Noi nu pescuiam, că aveam bălți și alea unde ne, era un prieten care știa toate zonele. dar zic, bă, bă, dacă tot ăștia uh, s-au dus, că iau o doua zi au plecat să-și aducă mașinile de pe unde le-au le lăsat, înțelegi? Uh -huh. Și zic, dacă tot ne-am trezit, hai să luăm undița, că e, nu, nu știu ce, hai să dăm un pic în în canalul ăsta. Cum meu, stătea jos la baza la baza apei. Da. Eu stăteam pe un ponton deasupra, uh -huh. că era cam un deal, așa, și de sus de acolo se vedeau numai pești dintre aia mari, știi? Unde erai tu? Unde eram eu. Ala nu-i vedea jos. Acolo, la un moment dat, trage, bum, trage și ia undița și pleacă cu ea. Înțelegi? Zic, ce faci? Și mă am mai văzut? pe păi zic, că nu, nu că am văzut, că l-am văzut de aici. Și vedea numai pești mari. Și zic, lasă, că eu de aici dacă stau, eu oricum nu-l prind. Că n-am cum, că mi se rupe, nu știu ce. N-am cum să aș vin și eu lângă tine. Hai zic, știi? Și în momentul când am scos undița din apă, cu firul ăla vând apă pe el, L-am prins cu mâna dreaptă și am zis, zic, hai să trec, să trec să vin către tine, știi? În iarbă, ca să vezi, în iarbă erau niște fire. Zic, băi, am prins undița și mă uitam așa, zic, hai să sar firele astea să nu mă curentez, știi? Dar eu sus nu m-am uitat, că sus era firul de înaltă tensiune, Așa jos? lega, lega stâlpi. Aveam undiță de șapte metri. Păi era jos acolo, eram, eram un acolo. sărbăticie, dragă meu, mea. Ce unde, de unde să aibă la dita mai stâlpul? Îți dai seama. Așa. Și n-am fost atent și am lovit cu vârful de aia și a făcut arc de ăla și m-a trântat jos. Dacă aveam undița aia de 5 metri la băiatul ăla, nu m-a electrocutam niciodată. Dar am avut-o de 7 metri. Deci te-a aruncat -a imediat, nu? Deci am fost 4 ore în comă. N-ai mai știut nimic, -am logic. N-am știut nimic, doar din poveștile lor că m-am zvârcolit pe acolo, a luat un pic iarba foc în jurul meu. Adida și eu m-am trezit în mașină. În momentul când. Ai stat patru ore în mașină până nu, la spital? Am stat, nu știu ce am jos pe acolo. Nu am ajuns la spital. M-am trezit în mașină. Cum latul meu uh, era la volan, conducea, plângea pentru că la un moment dat și eu m-am trezit că dădeam cu uh, capul de, de, de geam. Știi că m-au legat mă legat sără, dar aici nu mai aveam uh, control. Știi? Și, și m-am uitat, le zic, ce faci, mă? De el zice, nu, nici nu putea să vorbească, că plângea, sughița, îi se adunau... Uh, lacrimile sub barbă, zic, ce faci, mă, de ce plângi, ce s-a întâmplat? Uite-te la tine, făcea. Și zic, unde să mă uit? Uite-te la mână, uite-te pe tine. Și într-adevăr, aici la mână, uite cam și semnul ăsta. Aveam o gaură mare, dar era ca o cauterizată, că era ars, era arsură din aia, pe unde a intrat. Și, și când făceam așa, mi se vedeau tendoanele de la, de la mână, înțelegi? Mâna umflată un pic, uite, am operație. Și la picioare aveam punște de uh, piele pielea aia, picioarelor s-a făcut ca niște pungi de apă și uite așa, aveam niște pungi dintre alea mari, când trăgeam de ele, luam cu tot cu pielea, știi? Am păi, avut noroc că... Și ai văzut-o atunci sau ulterior după ce ți-ai mai revenit? Adică atunci în șocul ăla ai apucat să vezi astea? Da. Cu tendoanele și cu pungile da, la... Da, 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 păi dacă erau pe mine. Păi erau, dar tu erai da, în stare ala, ala... să vezi, să te da, ridici, păi să că vezi? Da, pentru revenit. Conștient, revenit. Erai da, conștient. Nu mă durea nimic. Singurul lucru uh, care mă afecta, mă ustura un pic. Dar nu era durere să zici că m-a durut ceva Atât? extraordinar. Da, N-am simțit nimic. Eu n-am simțit că m-am electrocutat, nu am simțit durere, n-am simțit, doar cu o energie uh, a trecut prin mine și m-a... Dar efectele erau C groaznice. De, de efect, de, de, astea erau... Și ai ajuns la Turcia, unde ai ajuns? Sau te-ai dus la București? Nu, deci am plecat, era sâmbătă. A doua zi, sâmbătă am trecut cu Bacu, ne-au dus frumos, m am prietenit cu, cum, nu știu cum îi spune la dom omul ăla de conduce bacu. șoferul sau ce e el acolo, știi? Barcagiu. Barcagiu, bravo. Da, da. Și ne-a trecut, m am prietenit cu el, era din Amovis, nu știu ce, cu autografe cu alea. A, ce bine, nu... am pers. A doua zi, nu mergea bacu. nu trecea nimeni. Am ajuns să pe marginea apei, el fiind pe malul celălalt al Dunării, da? Și am început să-i dau fleșuri, că nu venea nimeni după mine, înțelegi? Am, când am început să dau fleșuri. Am avut noroc că era același om. Că ea se mai schimbă între ei. Unul lucrează două zile. Păi tu îi dai fleșuri? Eu îi dădeam fleșuri pentru că nu venea nimeni după mine. Păi mie. era în stare să dai? Păi da, era cum mi eram acolo, a. vorbeam, eu nu aveam treabă, mergeam. Înțelegi? Și în momentul când el i-a dat fleșuri, mi-a povestit după aceea. A traversat omul cu special. Bacul, special pentru mine, că m-am uitat pe binoclu și te-am văzut. Că dacă erai tu, nu treceam. Altfel, cred că. Da. Putea să întâmple. Se... Să rămâi acolo, ce putea să întâmple? Păi putea să întâmple orice, Viorel. Eu dacă nu primeam primul ajutor... Asta, o... Păi de ce primul ajutor? Că de la... eu, eu când am ajutor... Trecuseră ajut... patru ore. Primul ajutor de fapt, care era de fapt al doilea ajutor sau al câtele ajutor. Eu am avut un noroc foarte mare. Pentru că am trecut foarte... De vreo trei sau patru ore am trecut un fel de vamă. Treceam un punct de control, următorul punct de control și m-am prietenit cu toți oamenii aia de acolo, știi? A doua zi când m-am întors leșinat și cum eram, care cum și avea, îmi dădea câte ceva. Unul îmi dădea un unguent, unul îmi dădea o pastilă, unul îmi dădea... Și cred că astea m-au ținut până la spital. Până la spital. În momentul când am ajuns la spital, m-a luat și la mișto doctorul ăla de acolo. Și că ceva ce m-ați curent? Zic, da, l-am furat pe tot, nu vezi că l-am am furat atât curent, că i-am lăsat pe oamenii fără... La București fără... Sau la Tulcea? La Tulcea, Aha. când le-am le -am lăsat fără curent, că -a, chiar a bubuit transformatorul când m-am... Și de acolo internat, la... operat sau ce? Nu, operat, nu, mi Nu, am ajuns la Tulcea, omul la doctor, era un doctor tânăr, la fel, mi-a dat un prim ajutor, mi-a făcut niște injecții și zice, du-te repede la București, dar să te duci direct la spital, să nu te duci acasă. O sun pe Cătălina de pe drum, zic: băi, vezi că m-am electrocutat puțin, mă duc până la spital, să uită oamenii ăștia, îmi fac uh, uh, un puțin tratament și vin acasă." Și ajung, unde ajung? La Spitalul Sfântul Ioan, unde erau uh, am avut un noroc că era doamna care se ocupa de mine uh, pentru hepatită, era de gardă. Și că m a văzut așa uh, găurit cum eram peste tot, pentru că dacă te uiți atent la mine, am găură pe tot corp, am frunte, nas, Barba, peste tot sunt împușcat. De acolo? De la mi-a mi mi explodat pielea pe mine. Și când am ajuns acolo, zice, îi zic hai, fă -mi și mie repede ceva, că mă duc la. mă duc acasă. S-a uitat așa la mine, pur și simplu a izbucnit în lacrimi femeia. Deci, atât de mult ținea la mine și, prin câte am trecut cu ea. Și tu erai slab, mort, aveai 50 de chile, e păi hepatită. Asta spun, asta spun că femeia aia m ajutat extraordinar de mult cu tratamentul pentru hepatită. Și că, după ce că ești cum ești, vai de capul tău, cine mama dracu te-a pus pe tine să te duci acolo să te electrocutezi? Tu știi ce probleme ai? Eu n-am conștie, conștientizat da, nu? ce se întâmplă de. cu mine în momentul ăla. Eu rădeam, Caterin, că zic, hai, dăm și cum e cu niște rivanul, nu știu, dăm. Zice, bă, băiatule, ce stai un pic. S-a dus, a dat telefon, cred că a dat telefon profesorului Dan Georgescu cu hepatita și a zis, trimite-l la Arși, în partea cealaltă la Arș, la câțiva kilometri, la, nu știu cum se cheamă acum, spitalul ăla. În fine, am ajuns acolo, tot așa norocos că, na, când îți dă Dumnezeu, mai țin de un pic și de cum i-a făcut cam toată viața, ți de un pic, dar nu, te mai lasă de... să suferi, înțelegi? Doctorul de gardă era doctorul Carantino, fostul soț al Monica Angel. Când m-a văzut omul ăla, s-a uitat la mine, zic, ce faci, mă, Florentine? Zic, uite, m-am electrocutat și, bă, băiatule, dar că ce norocos ești, pune la pe mine, așa, Zic că, bă, ești viu, e bine, e ok, nu e nicio, zic, zice, te doare ceva? Zic, nu, nu mă doare nimic, dar zic, fă -mi și mie repede ceva, că, că mă vreau să duc acasă, acasă, mă duc acas. acasă, că e Patrick, da, mă așteaptă. Să uitat așa la mine, zic, că, bă, tu și cât stai aici? Zic, pei ok, stau câtă, zice, deci, stai cel puțin două săptămâni. Mă uit așa, le zic, faci mișto de mine? Zice, nu, nu fac mișto de tine, dar tu nici nu știi prin ce, ce treci. Ce crezi că face? Sună pe uh, profesorul, uh, cel care se ocupa de operații, a venit omul ăla, un rapidist, când m-a văzut, băi, eu sunt cel mai mare, Era mai mic decât mine. Doamne, dar ce incredibil de, 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 bun. Și ce a zis? Eu sunt cel mai... uite-l pe ăsta, bă, uite-te la el cum eram. Eram curentat, împușcat, rănit. Și cum? Nu mai că n-am murit. Că, până la urmă, na. După aia... Nu, dar spune mar... de doctor ce a zis. Eu sunt cel mai... Eu deci, sunt cel mai mare rapidist în viață. Eu te oferez pe tine zic domnul doctor, nu că am, și eu niște probleme, haide să ne Înțelegem. concentrăm pe, pe, ce avem de făcut. Eu rând acum să uită la îți dai seama că nu are legătură râsul meu cu starea da, ta. Îmi zice, bă băiatule, și da ce norocos ești. Și n-am realizat nici asta. A doua zi m-au adormit la patru și jumătate, au venit să mă opereze, m-au operat odată, mi-au ars, dacă am și operațiile pe picioare, mi-au făcut să uite așa, aveam gleznele. S-a strâns acolo, nu știu ce lichid, la el trebuia eliminat, operat. Îți dai seama, la picioare, la ambele picioare. Și am operat. Eram, și cu, am oprit tratamentul cu interferon, nu l-am mai făcut. Și după aceea s-a aflu eu, că el a mai vorbit și cu familia, i-a spus Cătălinei, i-a spus, zice, vezi că vreo 24 sau 48 de ore... Scritice. Da, oricând se poate întâmpla să vină iar o, un moment în care să-i cedeze inima. Dar tot el zicea, ăsta are inimă puternică, ăsta trăiește. Dacă scape acum, o să trăiești 120 de ani. făce. Zic, ok, nu e nicio problemă. Și după aceea am început eu să realizez cam ceea ce s-a întâmplat cu mine. Pentru că m am operat, am stat 3 săptămâni numai pe spate, cu operațiile și cu alea, Uh, deci te-a operat unde? Mână, picioare? Ambele mână picioare? Mână și picioare, da Mi-a luat piele de pe picior ca să poată să-mi pun aici grefă, asta ai e grefă de piele da, să și, și să-mi da. pună jos la degetele la picioare că acolo mi-a explodat adidas și că aici a intrat și pe acolo prin adidas mi-a ieșit. Uh, deci un... s-a explodat la propriu Acum da? mai e ca cu gând Am care... avut adidas și ea foarte mult timp, i-am ținut și să vedea cum mi-a mi ars, ars prin vârf aici Și la un moment dat îl întreb pe domnul doctor, după vreo două săptămâni, așa, venea, venea pe la mine și zic, domnul doctor, zic, că câți ați mai avut ca mine în ultima perioadă? Stai așa să uită la mine cu zâmbetul pe buze și zice, Florentin, în ultimele patru luni am avut 10, 10 oameni unde s-au curentat, cum te-ai curentat între care opt au murit, unul a venit cu mâna în geantă, a venit cu mâna i-am pus-o la loc și tu ești singurul care a scăpat. Atunci am realizat prin câte uh, lucruri am trecut într-o perioadă atât de scurtă. Și am avut noroc, pentru că eu aveam corpul foarte slăbit. Păi, deci la 50 niciun... de kg hepatită, da, tratament cu interferon, da, da, da. Și uh, atunci am realizat, m-am pus așa pe și am început să plâng și să-i mulțumesc lui Dumnezeu pentru șansa asta la viață pe care mi-a dat-o încă o dată. Deci era a doua, era a treia. Eu am multe, ca pisica, eu înțeleg lucrurile astea, dar uite, vezi. Și uh, recuperarea a durat ca să nu... Recuperarea a durat o lună și jumătate. Mă aștept să spui mai mult. Păi nu, asta cât am stat în spital. Nu, o, o lună și jumătate am stat în spital. O lună și jumătate o, în spital? O lună și jumătate, dintre okay. care trei săptămâni am stat pe spate. Tu gândește-te că eu în momentul când m-am ridicat pe picioare, Uh, tatăl meu Dumnezeu să era lângă mine și am zis ia mâna după mine că vreau să merg singur. Exact ca m-am dat eu, erou pește prăjit de prin filme, că m-am uitat și pe la televizor. Înțelegi? Ce să stau viorel? Că m-am ridicat pe picioare, m-am ridicat în brațe, nici brațe nu aveam De fapt, într-unul, că una era, era găurită. Și în momentul când m-am uh, pus pe picioare, în loc să mă așez, am căzut în față. Deci am căzut în față, în locul tata, că m-a prins, că altfel mă duceam grămadă. Mușchiul nu mai lucra fiecare uh, 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 erau atrofiați. Aveam degetele uh, astea, uh, mâinile, uh, picioarele le aveam uh, ca mâinile. Nu mai aveam -avea niciun pic de putere. Nimic. Niciun pic de forță. Nici măcar uh, am zis zi gata. Lumea mea s-a terminat. Nu o să mai joc fotbal. Patrick venea pe la mine, pe la spital, trăgea de mine tot timpul ce faci. Stati, hai că uite să uite prietenii tăi joacă fotbal. Nu știu. Îți dai seama că eram cu moralul la pământ. De-aia zic că trec peste toate. Că am fost hăituit de mic. Da, pe mine nu, nimic nu mă dacă cuvântul potrivit pe mine, e? Pe mine nimic nu mă doboră. Am încercat mai degrabă de. încercat că, că am încercat, pe mine că m-a încercat cam mult. A înțelegi, ar fi cazul și momentul să, mă, se să mai să se tu. să mă lase și pe mine un pic să, să mi revin din toate punctele de vedere, da, Că nu e ușor. Până te-ai întors pe teren, mă rog, a mai durat, logic. Am nu? debutat la Dinamo imediat... La... Cum adică ai debutat? Ai revenit. am debutat la da. Dinamo. Uh, la câteva... minte că m-am apucat... Uh, Mi-a dat voie să mă antrenez, pentru că nu mi-au dat voie să mă antrenez așa de capul meu. Ah, am fost la imaginez. centru de medicină, am, fost, am stat de vorbă cu după hepatită. Păi gândește-te că eu aveam deficit de masă musculară de la 53 până la 64. Sunt multe kilograme, nu? Da. 53? 50, da. Sunt multe kilograme. Da. Și, și cum eram? o filit, ca o floare de-aia, când ai văzut cum uh -huh. cad frunzele de pe ea. Și uh, cel mai mare merit, bine, pe lângă dorința și pe lângă disciplina pe care am avut-o eu, uh, construită în viață, și o să-i mulțumesc toată viața și o să mă rog la Dumnezeu să fie sănătos, e tatăl lui Marz sensei. sensei. Dacă sensei nu era să-mi facă programul de pregătire, uh, ca la carte... Adică a fost și terapeut, și kineto, și da. preparator mai mult pe partea fizică. Da, 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 kinetoterapeut. Cu ceaiuri. mi ducea, nu știu de la ce moș, ceaiuri dintre alea de beam ca să elimin tot interferonul ăla de la aveam, că nu m-au lăsat nici copilul să-l facă. Pe Denis, de exemplu, îl făcea mai repede decât l-am preconizat. Nu m-au lăsat vreo 2 ani de zile cât am avut interferonul la în corp, au zis că nu, las. Să nu iasă copilul cu probleme, să nu care cumva, că e puternic tare interferonul ăla, înțelegi? Acum s-au mai dezvoltat, au trecut pe pastile și e mult mai bine, mult mai eficient. Despre că tatălui Marius Niculae te-a pus pe picioare. în ianuarie, eu am început cu el pregătirea exact în ianuarie. Am fost cu Dinamo în cantonament la Sinaia. Aveam voie să alerg două minute pe zi. Nu să alerg, să merg. Nu, deci, dar după cât timp? Deci de la am, nenorocire. Am să joc de la nenorocire. Pe păi, am stat 9 luni, un an, un an și două luni am stat. Oh. După aceea am făcut pregătire cu sensei încă patru luni, că am făcut din ianuarie până în mai. mi ai să că dacă mă asculti, în mai joci. În mai am jucat. Deci un an și... Gândește-te că eu... Șapte luni, zic bine? Da, am așa, da. Gândește-te că eu, din ianuarie până în mai, când am jucat, făceam două antrenamente pe zi, în afară de duminica că aveam uh, liber, câte cinci ore. 5 ore, două ore jumate dimineața, două ore și jumătate. Ca să-ți revii. Ca să pot să revin uh, fizic. Și tot mi-a revenit, dar m-am îngrășat la loc, m-am făcut masă musculară, eram, eram ca un pitbull dintre ala și asta datorită lui. Dar spune cu hepatita când a fost cel mai uh, dificil moment? Că așa, eu trăiam cu cel impresia mai... că hepatita a venit după uh, ce te-ai curentat, dar tu aveai deja. Cel mai dificil moment uh, adică... cu hepatita, avut Și de ce a fost a treia oară sau a cât a fost când a... ai păcălit uh, ce e mai rău în viață? N General, din hepatită nu se moare. Poți să dai în ciroză, păi... în ficatul și poți să te stingi repede. Dar, din câte știu eu, nu se moare din hepatită dacă nu ai grijă și nu o tratezi corect. Dar la tine nu... a fost rău, nu? A, nu a fost rău prima dată. A doua oară a fost mai rău, prin 2015-2016, când a, deci... eram a... antrenor la... A la... revenit? Da. Eram antrenor la Cunea Cornel, la... la Brașov. Cu țănlar dar nu mă simțeam bine deloc, aveam amețeli, nu mă odihneam și am zis, sigur, s-a declanșat uh, iară ceva. Pe ce? Pe stres? Nu, nu știu, am fost și foarte bolnav, am avut o problemă cu plămânii atunci, răcit tare și mi-am făcut analizele. În momentul când mi-am făcut analizele, eu când am uh, început să joc, uh, m-am rea, uh, uh, reapucat de fotbal, eram pe zero. Viremia și chiviremia. Da da da, 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 Eram pe zero. Că mi-am făcut acum, aveam un milion de mii. Deci, am m m transpirat instantaneu și m-a m pur și simplu m-a dărâmat în toate punctele de vedere. Și m-am odihnit, mi-am revenit, am mers la spital, apoi am început tratamentul cu interferon, am mers 5 luni de zile, dar nu venea pe zero pentru că eram cu anumiți m-am prieten cu niște băieți tineri de acolo care ei deja se negativase totul, nu mai aveau hepatită dar mai veneau să facă preventiv și la mine totul, cum să spun bine, eu și antrenam atunci și trebuia să fac antrenament, eu dacă probabil dacă mă opream de tot, poate poate să negativa și la mine dar vorbind cu profesorul cu străinul Cercel mi-a zis că nu corpul nu a răspuns la tratamentul uh, cel cu interferon pe care îl făceam uh, la, la balș. Și mi-a zis, zice, stop, oprim tot, mă asculți, un om extraordinar, m-am înțeles cu el foarte bine. Zice, uite, corpul nu-ți răspunde la tratamentul ăsta. Uh, Ascultă-mă, hepatita ta uh, nu este atât de gravă încât să poți să să-ți dau mâine un tratament cum i-aș da unui, unui uh, bolnav uh, de ciroză care era. Sunt pe grade. Da. se Să 4 până la 4. Eu aveam 2, 2 și un pic. Eu trebuia să am 3 sau 4. Ca să-mi dea ca tratamentul. să, să dea tratamentul care era foarte scump. Și normal că erau oameni care așteptau pe listă, care au mult mai grav bolnavi decât mine, care era normal să le vină lor. Și am zis, ok, nu e nicio problemă, aștept, nu uh, vreau să intervin sau uh, să zic. că uh, Mă vede și Dumnezeu, mi-e mi -e frică foarte tare de lucrurile astea, știi? Adică să mă bag în față nici, nici la magazin sau la, la o casă dintre asta când mă duc să plătesc ceva, nu intru în fața cuiva de rușine să nu. Îmi zică sau să se uite urât la mine. Dar, trebuie să iau uh -huh. viața unui om, să merg să iau tratamentul, lui, care era pe listă, poate aștepta omul ăla de ani de zile să-i vină rândul, să vin eu să iau. Și ca la Dumnezeu, știi cum e? Că am spus și mai devreme, îmi dă câte puțin, am mai și chineie ies pe poarta uh, spitalului și mă sună Ana Maria. Prodan. Da, da, da. Mă sună Ana, băi, ce faci, că nu știu ce, că am auzit că te duci, că ai probleme, că zic da, Ana, am probleme, uite, acum vin de la spital, mi-a oprit tratamentul pentru hepatită, uh, trebuie să aștept. Păi nu, da. simt bine. Străinucer cel l a dat pe la scum, dar ce ți-a dat? Nu, a zis că nu, nu, să continui, nici interferul te... nu era bun, nici pe la scum nu ți dat. Și băi, ce făceai? Nu, așteptam. A ce zis, Te sunăm noi. Puteam A, să sunam. aștept o săptămână, două, sau puteam să aștept câțiva ani de zile. Să până, ce? Până rândul. Nu, până în venea rândul pentru uh, tratamentul ăla cu... Uh, Care era susținut de stat. Da, eu nu știu cum venea. Bă, autori, ok, și te sună venea... Ana Maria, da. Și m-a sunat Ana și băi, uh, cum ești? Zic, băi, nu mă simt bine, uite că am probleme, am fost la spital acum... Uh, corpul nu mi răspunde tratamentului cu interferon și la ce spital ești? Păi zic la Balș. Păi și acolo a dat Gigi, nu știu ce tratamente a dat tratamentul, la ultimul tratament eu citisem, mă informasem, știam de el dar era scump, 30-40 de mii de euro. Cum Costă? a dat Gigi? A dat Gigi ce, bani? Gigi cum e el a dat bani sau? Nu a dat bani, cumpără tratamente, cumpără pentru oameni că nevoiași că la câte lucruri bune a făcut a cumpărat și 20 de tratamente dintre astea pentru bali, și pentru oamenii care sunt grav bolnavi. Și zice: Uite, a dat Gigi acolo, de ce nu te bagă și pe păi tine zic, eu nu pot să fac asta. Nu pot să mă duc la uh, uh, domnul doctor să-i spun, domnule, știi că a dat Gigi în niște tratamente, dăm -mi și mie unul de la, când el probabil are programat pentru, pentru oameni mai, mai grav bolnavi. Și zice: Închide telefonul. Închide telefonul și zice: Eu, din ce știu, mă sună înapoi. Și zice: Din ce știu, trebuie să mergi la Gigi să-ți iei să vorbești cu el de bani, că aveam o tranșă de luat la Brașov, mai mergeam cu el la vreo două săptămâni, ne-a dă și nouă bani, că uite, vreo 250.000 de euro, trebuia să-i plătească pentru chipciu, de a avea Brașovul să ia de la A, steaua, Și tu ca și lider. mai mergeam, mă, dați-ne și nouă banii, că nu avem, trebuie să scăpăm de retrogradare. Și zice, Mergeam o dată pe lună, când ajungeam la București, mai vorbeam cu neacore și mergeam că nea Gigi, îți dai seama, e prietenul nostru, e omul care, bă, să spun, ne-a susținut în toate punctele de vedere. Că am fost la Dinamo, că am fost la Stau. Te duci la el, nu e nicio problemă. Ok, și zic, ok, mă duc marți acolo, nu mai zic nimic, Ana. Și mă duc marți, cum am zis, la 9 dimineața, vorbesc cu Nea Gigi, zice, bă, ajung la el, și intru, m-a văzut, m-a luat, ce faci, băiat? Cum face el? Băiat, nu da, știu da. bă ce, m-a luat. M-a ce. Lua, noi, ce, ce fotbalist, Luțu le făcea, vino, mă să-l vezi pe prietenul tău. A venit luțul, să a uitat la noi, dragul de el, iese. Cred că știa ceva. Și la un moment dat la o, o strigă pe doamna de acolo, Andreea, sau nu știu cum mă cheamă. Andreea, dă și mie trei flacoane de alea de acolo. Am crezut că are vreun program de vitaminizare al lui. Dimineața de 3 și omul, vitaminele, știi? Și îi aduce femeia, îi aduce și le pune mâna așa și zice Florentine, tată, uite ea asta de la mine. Te faci bine. Uh, du-te la Brașov. O să vă dau și banii. Nu e nicio problemă, dar pentru mine cel mai important este ca tu să fii bine, să ai grijă de copilași, să fii sănătos, care restul le rezolvăm noi, tată, Le rezolvăm pe toate. E, eh, atunci, Nea Gigi mi-a dat cadou Tratamentul pentru hepatita C. Păi flacoanele ce reprezentau? Păi sunt 3 uh, flacoane. 3 flacoane a 30 de pastile. Tratamentul pentru hepatita C cu, tratam, uh, cu uh, ce era în flaconul acolo este o pastilă pe zi, 3 luni de zile. Păi la scumpul? Păi la scump. Da. Deci 3 pachete, 3 flacoane. 3 flacoane de... 3 cutii, Da, nu 3 cutii, trei... 3... da, da. 3 cutii de pastile da. care costau cât? mult. 30-40 de mii de euro. Era Atât tratament. costă? Costa atunci, acum nu știu. Cred că e mai mult acum. Nu știu. Nu știu, probabil că nu. S-ar putea să fie mai ieftin. Că au mai intrat și alții pe piață și uh, au dezvoltat. Deci 30-40 de mii de euro. Da, și am plecat de acolo, nu i-am mai zis nimic. Am plecat, am stat în mașină, cred că o jumătate de oră mă uitam la ele așa, nu înțelegeam. Uh, am sunat la, la spital înapoi, că am rămas prieteni cu, cu, doctorul Marinescu de la Bal și de tot vedem la televizor. Da, 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 apare antena Așa, mereu. am rămas prieten cu el, i-am povestit despre situație, m-a chemat la el, s-a uitat la ele și că da, încep și ele de mâine, nu e nicio problemă. Și ce crezi? În două săptămâni mi s-a negativat hepatita. N-am mai la... nimic, am început să uh, uh, renasc, mă simțeam bine, eram sănătos, simțeam că plutez, nu mai oboseam. Uh, aia a fost... Uh, Noul meu început. Început de viață, da. Dar spune-mi tu la momentul ăla, nu-ți permitei să dai 30 de 30.000? Nu. Nu. Nu mi-am nu permis pentru că. nu avei nu aveai de unde. Nici da. prieteni împrumut, că era care chiar prieten. la necaz, nu? N-ai încercat? Care prietenii Iurer? Păi tu mă întrebi pe mine prieten. cu câți-ai jucat, pe câți-ai da. ajutat, pe câți-ai susținut. Da. da. Și de câte ori îmi sună telefonul acum? Rar. Foarte rar câteodată stau și mă la el și mă minunez. Zic, băi, unde sunt prietenii ai mei? Nu mai sună. Nu mai sună. Sună doar când au nevoie de ceva sau sau deloc. Au fost. Te-au trădat? Nu m-au trădat. Nu mai sună. Nu mai sunt. Ce să mai ia de la mine? Unde să mai ia? Am ajutat oameni cu mii, zeci de mii de euro. Nu mi-au dat telefon. Nu mai sunt telefon. Asta n-am înțeles-o niciodată. Și de ce? Pentru că atunci când dai, toată lumea vine pe lângă tine, se dă pe lângă tine, ești cel mai bun, cel mai frumos. Când nu mai ai ce să dai, fug. Fug. Și poate unii dintre ei au ajuns. Sau au ajuns. Te uiți la ei, vezi mașini frumoase, bani mulți. O să mă uit la tine. Nu. No. Există respectul ăla pe care l avem. Dar nici n-am cerut. La nimeni nimic, niciodată. Încerc să-mi construiesc totul exact așa cum am început. Din nimic. Dar atunci poate că ar fi trebuit să ceri. Sau ai cerut și nu ți s-a dat. Când aveai am nevoie de sumă. Am avut momente aia. când m-au ajutat. Și unul dintre ei e ciprian, Marica. Eu știu, Când am avut nevoie de ceva și l-am sunat, m-a ajutat. Asta acum câțiva ani buni. Și o să Singurul. mulțumesc pentru toată viața. Vorbim. Știi, prin toate problemele astea de la am vorbit mai devreme, prin care am trecut. Știi că nu m-a sunat niciunul să mă întrebe, păi, ești bine? Uh, ai nevoie de ceva? Uh, cum te, te simți? Poți să te ajut cu ceva? Nu. Și cine m-a sunat? Danciu. Deci cu câți ai jucat, pe cât ai da. susținut în echipă, da. că erai lider, erai capitan, dar toți te-au lăsat. Doar Dănciulescu? Atât. Restul? Mai vorbesc cu Marius, din când în când, profesional. Am rămas prieten cu ei, cum să spun, există respectul al nostru. Dar nu mai zic de ceilalți, eu zic de ăștia apropiați pe care am avut. Familie. Bani, dați mașini. Le-am dat, uite, așa am ținut mulți. Nici măcar de ziua mea am mostrat. Familie însemnând și... alții decât Alți. copiii. Alții. Alții, pentru că am ținut mulți. Și toată lumea se întreabă, băi, că a fost fotbalist, că a jucat și a câștigat o grămadă de bani. Nu, eu am câștigat bani târziu. Iar banii pe care i-am câștigat, i-am cheltuit cu ei. E cheltuit cu ei. Adică ai fost generos, avea o nevoie, Dă de și împrumut, nu mai luai C înapoi, nu? Mașini de zeci de mii de euro. Cumpărai tu mașini alții? A, ah, ale tale. Ale mea, le da. le ei lor. Da. Mergeau fără nicio problemă. Dar sunt ai mei. Niciodată nu o să pot să mă dezic de ei. Că mi-e bine, nu mi-e bine. Sunt ai mei. Chiar dacă ți-au întors spatele. Voluntari, involuntar, tot aia e. Când am avut nevoie, cea mai mare, dar nici nu m-am plâns. Și nu o să mă plâng la niciodată la nimeni. Tot ceea ce fac, o să fac singur, susținut de oamenii dragi pe care îi iubesc, nu oamenii care dau mine și nu sunt alături de mine, cu toate că am cheltuit se sute de mii de euro. Cu ei? Da. Nu am nevoie decât de oameni simpli care să mă susțină și să fie alături de mine și să creștem împreună. Din nimic. Dar din ce spui acum, cam toți prietenii ăștia aici, au fost pe interes. Adică pe, nu știu pe ce au fost. Pe șleau spun. Dacă nu atunci știu. când aveai, erai venerat și îți suna telefonul, cred că îl băgai la încărcat. No, și acum... Încărcam de două ori, Iurel. Pe zi. pe zi. Acum îl încarc la treziri. zile. Sau îl încarc mai des că stau pe internet și mai mă uit și eu ce fac ei. Dar nu primesc niciodată feedback-ul înapoi. Și vorbesc eu, de oameni din fotbal, atenție. Eu... Fiecare om pe care îl văd la televizor care are probleme. Tu știi ți-am ajutat eu? Mai ales când eram bolnav. Mă sunau oameni... pe păi, îi telefonul de zeci de ori, pe zi. Niciodată nu i-am spus vreunul dintre ei băi, lasă-mă în pace, nu mai mă deranja. Vorbeam cu ei ore între și le explicam prin ce am trecut, pentru că nu e ușor să treci printr-o hepatită, nu e ușor să te curentezi, bine că le-am luat pe toate, asta e altceva, că au venit la mine, înțelegi? Băi, dar stau și explic, mă întâlnesc cu un om, aseară, aseară am ieșit la, ma la magazin și mă întâlnesc cu doi băieți, zice, sunt cel mai mare stelist în viață, dar pentru mine ai tot respectul, prin cât ai trecut, prin... Uh, Comportamentul tău, n-ai deranjat niciodată pe nimeni. Dar cum ai putut să fii atât de generos cu toată lumea? Pentru că tu n-ai deranjat pe nimeni niciodată. Păi, omul, ăla, stelist fiind, eu uh -huh. au la crimele lui. Mă uitam așa le zice, ce omule, vin cu acest an de vorbă. Cum? Zice, atât de mult te respect pentru tot ceea ce faci. Și la noi, aici, la Brei la câte lucruri ai făcut cu toți vagabonzii ăștia de uh, sunt prin jurul nostru, tot ai reușit să re reziști. Păi, zic, rezist pentru că am fost încercat de atât de multe ori în viața asta încât nu mă mai doboară nimic. Și pot să iau de la capăt oricând, în orice moment, chiar dacă sunt jos. Bine, nu e jos. Nu sunt. sunt nu, și de... cred că n-ai fost niciodată și nici nu bine. vei fi. Pe sunt de altă bine. parte... Nu, mă refer așa ca fiind, ca sentiment, ca oamenii din jurul tău. Păi nu, asta voiam să spun. Pe de altă parte, e bine că vezi realitatea, chiar dacă e crudă, știi pe cine poți să da? te bazezi și pe cine nu. Pe acum îi văd. Asta păi spun. adevărați. Oamenii care sunt alu și sunt puțini. Cred că îi număr pe, pe mână. Pe degetele de la o mână atât. nici n-am nevoie. Pentru că știu că oriunde m-aș duce să muncesc orice aș face, sunt respectat. Sunt uh, încântat pentru că ei, oamenii știu cum sunt ca om. Disciplina pe care mi-am format-o în atâția ani de zile uh, mi oferă posibilitatea să pot să fac orice și să o iau de la capăt în orice moment. Și pe lângă sensei Constantin Nicolae, cred că tot acolo, pe palierul ăla, e și Gigi Becali, nu? Gigi e numărul unu. Pentru că mi-a salvat viața. Atunci, în momentul ăla, Gigi mi-a salvat viața. Nu să știe ce se întâmplat. Corect. Înțelegi? Poate nu l-am tratamentul într-un an de zile, se agrava și a se la asta, nu te. nu te. Pă, nu te duce, duce mult. Nu te duce mult într-o lună de zile, cum o aici eu pe la televizor sau mai văd pe internet. Sunt dragi de ei tineri. Într-o lună de zile, două, te cureți. Și practic, ți-a salvat viața, poate, omul de la care așteptai cel mai puțin, nu? Vreodată. Patronul echipei rivale. El, de, de fiecare dată când am stat de vorbă cu el, niciodată nu s-a considerat așa. Adică, eu îl văd pe omul ăsta, un om atât de generos și atât de uh, implicat în tot ceea ce face, și cu frica lui Dumnezeu, ținând cont de tot ceea ce face, an de an, și câte milioane de euro, uh, ca să fie bine, nu familia lui, cât ceilalți. Familia lui e fericită cu el. Da. Le oferă tot ceea ce au nevoie. Dar gândește-te că el mai are o familie familia pe care nu o știe nimeni. Cea care tot timpul dă de la el din buzunar. Păi înțeleg că dă lunar 100.000 de, de euro pentru toate bisericile, mănăstirile și... Eu am fost într-o biserică făcută, construită de el. La... Pe lângă Focșa, nu? Deci când am ajuns acolo, oamenii nu mă cunoșteau. Măicuțele. Nu... Măicuțele nu mă cunoșteau, nici habar nu aveau cine sunt. Eu îl cunoșteam frumos. Deci dacă vedeai... Pe cine cunoșteai? Păi ele vorbeau de neagigi. Ah, ok. Ele vorbeau de neagigi. A venit domnul Becali, ne-a făcut, ne-a dat bani, am fost la el, nu știu ce, la palat. Eu știam toate. Da. Că stăteam și mă uitam și admiram. Deci femeile, măicuțele, vorbeau cu lacrimi în ochi. Îl vedeau ca pe Dumnezeu. Pentru ceea ce a făcut acolo. Pe Gigi Becali. Pe Gigi Becali, da. Pentru că atât de frumoasă era biserica, totul modern, cu instalație de sonorizare pe afară, am rămas să mă zic, numai când ai bani, faci. Și la a dat bani. Cum dă el, de obicei. Da. Oamenii ăștia trebuiesc, uh, cum a zis Gică odată, ar trebui să ne face statui pentru tot ceea ce, are, ce realizăm în fotbal românesc. Deși și el ar trebui să aibă așa ceva. Și o categorie de oameni care îl hulește sau îl hulesc, îl detestă. De ce? Păi, că pentru că facem. nu te pot iubi toți. B tu ai simțit-o chiar tu, pe propria piele și cred că toți. Da, asta... da, uite, câte vieți a salvat, cât bine a făcut. Da. Pentru mine omul ăsta e un înger, un om care a ajutat atâta lume și că eu cred că merită mult, mult, mult respect față de tot ceea ce se întâmplă în jurul lui. Așa cum e. Bine, dar multe ori a fost și Slobod la gură și i-a dăunat asta, adică <laughs> îl știu și eu destul de bine. Deranjează, da. probabil că deranjează, dar... da. Dar celebrii, Badea, Borcea, nu te-au ajutat în vremurile alea? Ba da, în momentele când jucam și eram... Nu când jucai, când aveai problemele astea sănătate, nu când jucai. Când jucai îți câștigai banii din muncă, nu din... Da, nu a fost problemă. Uite, de exemplu, îți dau uh, un exemplu, Cristi, când nu aveam nimic. Stăteam pe la uh, soacră mea prima, uh, din prima căsătorie, Patrick era mic, nu aveam casă, nu aveam nimic. Pentru că n-aveam, aveam contract de 7.000 de dolari pe an. Pe an? Pe an. Și erai la Liga -ntâi? Jucam titular și în echipa națională de tineret. Uh, meci de meci, adică eu nu păcăleam. Da. Nu jucam 3 minute ca la box, jucam fotbal. Adică da. și eram. Uh, făceam niște pregătiri, de, uh, mai ales pe partea fizică, cu neacorner. Bine, nu contează. Astea, astea erau contractele atunci cu toate că alții care veneau, știau de 3-4-5 ori mai mult decât noi care eram mm -hmm. de acolo. Dar nu asta contează. Și la un moment dat n-am mai rezistat cu toată rușinea și cu toate și l-am luat pe Patrick de mână, am intrat la Cristi și am spus Cristi, n-am casă unde să stau, joc meci de meci, nu vreau să-mi dai de la tine. Vreau să-mi împrumuți, să mă împrumuți, să pot să-mi iau casă. În secunda următoare și ce a zis, nu? ce câți bani ai nevoie? Păi zic, uite, m-am înțeles cu Ciubotariu, cu Liviu, că avea o casă exact lângă unde stăteam noi acolo, un apartament cu patru camere, că dacă eu am dormit cu mama și cu sormea într-o cameră de 3 x 3 până la 18 ani, când am intrat în, în casa lui Ciobea, am zis că sunt la, în palatul de la, de la înțelegi? nu venea să crezi cât de mare. Și am zis, băi, nu pot să-l scap pe ăsta. Și m-a costat vreo 35.000 de dolari. Și nu aveam, aveam vreo 10.000. 5.000, ce strânsesem pe acolo din prime? Că din prime mai strângeam bani frumoși, că mai câștigam meciul, am șapte. Nu mai contează. Dar aveam acolo, zic, ce rău, mi-e întrebuiesc trei și mi și pe să nu pierd, știi? Și ce are un caracter, care va fi prietenul meu și suntem prietena, zice, bă, te aștept. Nu e nicio problemă. Zic, nu mă aștepți, că nu mă simt eu bine. N-am cum să mă aștept la ce? Când unde să ți dau? Dacă nu câștig meciurile, ce se întâmplă? Zice, stai un pic, l-am la pe Patrick, m-am zis la Cristian că ține la mine din pituțule, nu mă scotea, știi? Și știam că mă respect. Și zic, bă, dacă mă refuză Aie. Cristi, zic, că la altul n-am unde să mă duc, știi? Și? Și am mers la el în birou și zic, uite așa, așa, nu am casă, uite e mic, nu putem să stăm doi, patru și într-o casă, am, am, găsit o casă la Ciobi, uite, are alu Botariu, vrea să o vândă, vreau să mă împrumoți. Până la următorul contract sau poate mă vinzi, poate... Deci eu mi-am cumpărat casă pe ce urma să se întâmple, că mâine poi mine putea să mi se rupă piciorul și să nu mai pot să-i dau bani omului înapoi, înțelegi? Și ți-a dat? Și zice, câți bani ai nevoie? Păi zic, mai am eu atât, tu trebuie să-mi dai atât. Pe ce zic, atât cât? Zic, îmi trebuie 35.000 de dolari. Să uit așa la mine și zice, bine. Și am rămas și eu, șocat. Și cum bine, eu. Zice, ți-i dau mine. Poftim? Zic, da, zice, ți dau mâine. Am plecat de acolo, nu ne-a mai zis nimic. Am plecat, mergeam pe către stadion și nu venea să crezi. Mamă, îmi dă banii. Zic, am sunat acasă, zic, uite, o să avem casa noastră, e unde să stea copilul. Asta este un lucru extraordinar. Într-adevăr, a doua zi m-a chemat, nu i-am văzut. Am venit cu Ciobi, i-am luat, i-am mirosit, m-am uitat la ei. Trei am văzut, cred că era o prima dată când vă dați banii în... A venit cu punga. Da, mi-a adus banii, am semnat pentru ei și la revedere. Mi-am luat casa. Asta a fost. Și i-ai dat după aia, nu? Sau nu ți-a mai luat? -a și a luat el sigur. A, și a luat din contracte, da. din... Da. Nu, no, foarte bine până la urmă, că așa a, a, a fost înțelegerea. A fost un sigur. gest pe care nu o să-l uit niciodată. Mare, și, da. Uh, gândește că nu aveam unde să stăm. Uh, Dar tu așa ai dormit cu mama și cu sora în aceeași cameră până la 18 ani? Da, pentru că era frig și nu încălzea decât o cameră atunci. Că încălzeam camera unde era soba. Cu lemne. Și a fost prima casă luată, nu? A mea, da. Apartament era, nu? Sau Apartament era casă cu patru pe... camere de făceam drift cu mașina în el. n că mă speriam când intram acolo. Când făceam și mai, mai era și câte un ecou dintr-al. Pe patrin nu găseam prin casă câte două ore că s-a ascundat copil peste tot și mă, țineam de Și unde era? Că am, ai zis? Sau... Brâncoveanu, Constantin Brâncoveanu. Ah, bă, Brâncoveanu. Da. Și ai, l-ai dat multe ori, nu? N am vândut, că am zis să mă, mă, Deja era traficul la infernal și făceam foarte mult până la Dinamo și am luat mai încoace către Nerva Traian. Da, totuși ai prins niște vremuri, hai să le spunem, moderne, evoluate, chiar așa contracte mici ai... Ai avut? Că lumea, uite, are o idee de foarte multe ori uh, inexactă despre uh, salariile voastre. Toată lumea vă vede milionari. Da. E indiferent că joci la Real Madrid sau la Dinamo, uh, ăla are 10 milioane, dar un milionar ai și tu. Știi? Așa asta vă vede. S-a creat uh, iluzia asta Exact. Um, iluzie cuvântul. nu este chiar așa cum ar trebui să fie. Domne, că fotbaliștii au o grămadă de bani. Nu e adevărat. Uh, greșeala fotbalistului este că în momentul când a prins 30-40 de dolari prima, prima sau 50, cum era atunci, nu se gândea să-și cumpere o casă sau să-și cumpere ceva uh, corect, să cea și mașină, lua mașină, ultimul model. Da? Și tu luat, nu? Nu. A, nu? Nu. nu. Eu întâi am luat, am avut Dacie, am avut 1310 Dacie cumpărată de la Petre Buduru de pe la Argeș, pe aia am luat-o ușor cu... Păi pe, nu-mi permiteam, mă, Jurel, eu cum să-mi iau... Mercedes, dacă nu aveam, aveam 7.000 de dolari pe an, cum să-mi iau? La ce? Cum îl plăteam ăla? Da. Dacă, dacă mi-l dădea cineva cadou. Dar, Dar regularea, nu? Adică regularea, da. să îți iei mașină de 30.000. Da, după ce mi-am luat, pentru că am avut contract la Dinamo de la 18 până la 23 de ani, am avut 4.000, 5.000, 6.000, 7.000, 8.000. Ăștia au fost banii mei pe 5 ani. Pe an. Pe an, pe an, ai zis. Și luam din, când cum meu era că mă câștigam mai câștigam meciurile și aveam primele, știi? Dar, în momentul când am început să joc, adică 18, 19, 20, cam de la ultimele două contracte, venea cu un surplus. A fost casa, da? Mi-a mai dat 30 de mii plus. După aceea, la următorul an, mai mi-au dat 20, 30 de mii plus. Adică, din punctul ăsta de vedere, cu domn președinte, ba da, cu nea -Cornel. Dar, cum a fost tot? Dar tot nu ajunge mai mult de 50 de mii pe an, maxim. Păi, nu, no, care 50 de mii? Ver, era, ăla era cel mai frumos vis în perioada pe care an, 50 de mii. an? dacă câștigă no. acum unii la no, două luni. Eu chiar sunt fericit pentru ei că au ajuns într-un moment în care se câștigă bani mulți oferind foarte puțin. Corect. Lucrurile Dani... astea sunt dureroase pentru că, bine, sunt și timpurile. Pentru că și pe timpul nostru, de exemplu, mai ales pe final când am plecat în Bulgaria, era o echipe gen rapid care avea câte 3 400 de mii de dolari contracte la jucători. Înțelegi? Când era domnul Copus sau pe la vas lui, la fel că mă sunase și pe mine. Porumbui. Domnul Porumboi o să vin pentru 3 luni. Da, n am mai, mai, fost. Și avea o echipă aia mișto tare, când plătea, plătea, foarte, da, plătea foarte bine uh, jucător. Poți să te apreciat că ai bani și poți să oferi jucătorului, dar să-ți ofere și el ceva. Dar nici prin Rusia pe acolo nu te-ai mai rotunjit așa puțin? Nu o fizic, financiar. <gătări> uh, tu ai jucat Zic, la Terec. Financiar uh, am câștigat un an și jumătate bine. În care a trebuit să-mi plătesc un apartament pe Nordului, care banii de acolo i-am luat și am mutat în partea asta. Pe lângă cheltuielile foarte mari pe care le aveam cu ce am povestea mai devreme. De s-au dus o grămadă de bani. Cu soția? Nu în... numai cu soția. Cu toți cei din Ah, și cu nu. prietenii. Da. Deci, practic, banii câștigați la Terec, mare parte din ei, băgat pe nordul unde. 20%. Și a scump a fost și apartamentul. Bine, da, pe nordul mereu au fost prețurile. Am luat credit. Ai mai luat și credit. Păi, creditul l am plătit. Am plătit, pentru că l-am luat prin credit, nu puteam să-mi permit. Eu, când am semnat cu CSK Sofia, am luat apartamentul la zis, din banii de la TSK, cât aveam acolo, plăteam pe Și șapte. la TSK tot așa subțire la banii rei? Nu, am luat, chiar am câștigat banii mai mulți decât uh, câștigam în România. Dar am avut, înainte de CSK, eu am fost o noapte la rapid. Era Răzvan Antrenor, cu domnul Copos, cu domnul din Vama și îmi făcuseră un contract de să mi după soare. Cât era? Acum poți să nu, spui, pe păi ce? Nu mai e nici copos, nu mai e nici din vamă, sunt în viață, A, dar nu mai sunt acolo, nu asta era ideea. Să ne numai... Dumnezeu sănătate și uh, îi respect foarte mult pentru tot deci ceea ce de au de făcut. Rapidul. Păi pe un an și jumătate undeva la vreo 180.000 de euro luam lejer, știi? O grămadă de manifest, Nici acum sunt... Când am auzit uh, o femeie. Da, da, eram și eu bun. Stai un pic. Mi clar, se pare normal, nu? Altfel nu te băga păi, un seamă. Nu te păi, și un ce seamă? Deci o noapte ai fost la rapid. A o noapte am fost la rapid, cel mai fericit a fost tata, era tata, pentru că el fiind rapidist de mic, când a auzit că merg la rapid, n a dormit toată noaptea, s-a îmbătat, s-a făcut ca toate alea, înțelegi? Și a doua zi m-a sunat Nea Victor, sau mai ai ținut eu, Nea Victor Giovanni, că vezi că a căzut cu rapid, merge la TSK Sofia. Adică am plecat de la Giulești, din Giulești, către Sofia, direct. Deci vezi că mergi pe contract un pic mai mare, cu prime, cu alea, dar nu mai joci în România, lasă, du-te, ți-ai făcut treaba, îți mulțumim frumos pentru tot, mergi ca ai și tu drumul tău. A, deci practic n-ai pierdut. N-am pierdut. Am înțeles. Am fost pe câștig, pe câștig. Dar semnai cu rapidul, nu? Da. Chiar dacă îți luai hate, da, cum se spune mi se astăzi. se termina contractul cu Dinamo. se termina contractul cu Dinamo, dar Aveam și o familie, în patit. inimile suportelor nu se termina contractul. Nu cred că s-ar fi supărat pe mine și n-ar fi avut de ce. Pentru că ba, tot ce am avut mai bun din mine, am dat în toată perioada cât am jucat la Dinamo. N-aveau de ce să-mi reproșeze niște lucruri pe care nimeni nu mi le putea oferi Material. pe viitor. Nu avea Cum? Pentru am aveam familie, aveam copil, trebuia într-un fel să mă duc și eu să câștig niște bani și făceam, întorceam. Toate că am câștigat și la Dinamo. Ultimii, ultimul contract a fost bun mm -hmm. pentru, pentru, ceea ce-mi da, Rapid era, fabulos. De -a 80 de mii de, de sau... ofertă de ți a vorbit și vorbea și Mustață, liderul din Gengea. el știa. Am fost și pe lista să mă să merg la FCSB atunci. E la, la Steaua, se numea la Steaua, Steaua atunci. Pardon, da, la Steaua. Și parcă ai spus și de așa. ce. Și tot așa, nu, nu puteam. am vorbit cu Neapiț, era antrenor, la cât de mult mă iubea el Îți dai seama că m-ar fi luat și Păi ieri. atunci n-ai putut să mergi la rivală. Nu, nu. Acum, nu. la rapid, ai fi dus. M-aș fi dus. M-aș fi dus pentru că știam că îl fac cel mai fericit pe tată. Și prin uh, gestul ăsta, la cât de mult l-am iubit și la cât de mult l-am respectat pentru tot ceea ce a făcut pentru mine, uh, îl mulțumeam și pe el, mă mulțumeam și pe mine uh, pe partea cealaltă. Da, așa, cel financiar. mai... Financiar. Cel mai mult așa, uh, la Terec, nu? Da, da. Da, Înțeleg acolo, acolo, patronul despre care nu vorbim acum, sau dacă vrei, vorbește, dar știi că el este implicat în. Acest război din Ucraina de partea Rusiei și nu vreau să se dea naștere la nicio interpretare, ce vreau e că nu susținem ceea ce se întâmplă acolo Noi și punct. O treabă cu uh, ei. și să se termine odată. Cu războiul, să se exact. termine, ca toată lumea să fie ok. Da. Dar răspund că... Fotbalistic ce, poți să vorbești. Tot ceea ce am pățit acolo fotbalistic și cu el personal, jos pălărie. Dar înțeleg că dădea de prime în mașini, în... Ah, nu? Da. Străinii... În, plase pline de bani, adică venea cu o plasă și spunea, nu vedeți și voi cât e acolo sau cum? Sau no. mai sunt și legende? sunt și legende, dar vă uh, spun că eu am pățit-o pe spun ce am pățit eu cu el, cu mm? ei, de cu fapt. Cu ei, da. Uh, fiecare străin acolo, uh, nu, uh, el venea la meci, da? Și făcea, astăzi mi-a plăcut de Florentin, dă mașina. Mașina. Cum e că dai mașina? Mașina, ce mașina. E, mașina era o Toyota Land Cruiser. No. De 100.000 de dolari, nouă la 0 km. Pentru ruși dădea mașina, pentru străini dădea bani vă zic, oricum nu aveam voie să conduc acolo. Că noi trebuie licență de-a specială ca să poți să conduci, știi? Și străinilor le dădea bani, iar jucătorilor de acolo, ți -mi minte că era și antrenorului. La un moment dat o mașină nouă, nu să venea cu ea pe acolo. Înțelegi? Și am fost norocos uh, la un meci, am jucat bine, am bătut pe Cociș cu 2-1, am dat gol și am jucat cel mai bine din ce meciul ăla și a venit astăzi să-i dai mașina lui Florentin. Mașina? dai bani. Am luat bani, 100 de mii, și am împărțit la 3. Cu Petre și... Uh, cu, cu Pancu cu și Margaritescu. Margaritesc. fiecare câte le-am dat cadou de la mine, câte 33.000 de mii de dolari. Iată, un exemplu clar de mărinimie. Deși, practic, erau banii tăi, nu? Adică, bun, colegi, dar și a, erau acolo pe bani, adică nu a, erau -am la gândit, cerșit. Ne-am gândit că vor lua și ei. Dar, probabil, că au văzut că suntem, că și în Papancu a meritat de foarte mult. Și n-a luat niciodată? Nu ne-a mai dat deloc. A, nu, nu, va v mai, mai dat. dat. Nu, românilor, da, de da, da, de știi? Și asta a fost. Uh... Adică tot ceea ce s-a întâmplat acolo, jos pălăria, n-am ce să le reproșez din contră. le au dat la zi toți banii, tot a fost ok. Da, așa ca viața acolo te-ai uh... acomodat? Stăteam în Rusia. Era un, uh oraș, balneo, climate, unde veneau A. oamenii și făceau uh, tratamente pentru oase și toate cele. Noi stăteam în Rusia. În Cecenia mergeam doar uh, înainte de jocuri. Dar nu am avut probleme niciodată. Cu nimic. Nu, 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 nu mă refeream la ceva rău. Ci nu. la modul de viață, la nu, oameni, nu. la climă, Știu. la mâncare, la limbă. Știu Aia, cred ca... că pentru noi, străinii, aveau un respect extraordinar de mare. Uh, ca și educație, mentalitate și disciplina jucătorii ceceni uh, nu ieșea nimic niciodată. Drept exemplu, după ce am plecat de acolo, m-am lăsat de fotbal, am plecat cu Dinamo 2, cu Ion Marin, în Antalya. În Antalya ai văzut cum e. Mergi în turneu, în cantonament, sunt mai multe echipe într-un hotel. Da, știu. Și Eu nu știam că sunt și ei acolo. Dar nu ei, era o a doua și stăteam masă lângă masă. Înțelegi? În momentul când m-a văzut antrenorul de la Terec, antrenorul uh, era cu ei, antrenorul cu portari. Nu știu ce le-a zis pe limba lor. S-au ridicat toată echipa în picioare și a început să mă aplaude. Îți dai seama că m-am... copii Copiii, da. Ne-am luat, ne luat, în brațe, ne-am pupat. Stăteam, am stat un pic de vorbă cu ei. Incredibil. Deci așa disciplină și ce respect. respect? În România nu te a aplaudat nimeni niciodată de la Dinamo nu. acum. Copiii de la Dinamo? Dacă păi ți-ar ți spune bună ziua. iPhone-urile și cu alea o pe sub masă și vorbesc. Nu, dar erau crescuți altfel și sunt crescuți. eu cred că nu și au schimbat disciplina și mentalitatea. Dar așa aici a fost bine financiar, dar cu fotbalul ca performanță a fost bine și la Sofia. Ești și campion dacă nu mă șel, nu? Cu TSK. -ul. Am o super cu, da, un campionat și o super cupă cu TSK. Păi, echipă bună. Da. Echipă, da. Și la Sofia bine și adică aproape de casă. Păi, Sofia sunt 400 e de kilometri, îi făceam într o oră jumate până acasă, maxim două. Orășel, orășel sau Orășel, e capitala Bulgariei, da. E oraș frumos Sofia. Nu, nu ca Bucureștiul, în... dar îți faci treaba. Nu, 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 este o, un oraș frumos. Dacă ai obiective Poți să le trăiești fără nicio problemă, adică ca fotbalist și ca familie poți să stai acolo, nu, nu este nicio problemă. M am simțit bine acolo. Plus că atunci când ești bun, oamenii te respectă și te țin minte pe viață, înțelegi? Pentru că și acolo am dat o grămadă de goluri, da. am câștigat campionatul, am respect acolo oricând și în orice moment merg. Pentru că oamenii apreciază foarte mult caracterul, în primul rând. Da, acolo ai -a fost face. cu, uh, cu trică? Cu trică, păi l-am da. găsit acolo pe trică. A, l-ai găsit acolo? Era acolo, da. Da, a contat și exprimarea asta ta uh, că în echipă erau români sau... Nu, uh... unul singur, era el. A, doar Foarte el. Bun. el a și avut la Terec uh... erau... Uh... Am fost cu toții, am fost noi, trei. Și Pancu. Da, noi trei am plecat. Da. asta era întrebarea, a contat? Că mai era contează. cineva acolo? Păi contează într-o țară străină. Mai ieșeai la sânză. masă, seara, mai... mai... -a... Păi a venit și Alex Pițurcă. Eram, eram, cu toți în, în locuia în același complex. Uh -huh. Dar au plecat ei și eu am rămas. Mai am rămas un an de zile și am câștigat campionat. Cu siguranță că toate nenorocirile astea care ți s-au întâmplat din punct de vedere al sănătății te-au tras mult înapoi. Uh, fotbalistic, sportiv. Dar nu m-au dărâmat niciodată. Nu. Niciodată. Dar dacă n-ai fi avut nenorocirile astea pe cap, crezi că ai fi ajuns să-ți urmezi visul de a juca unde? Am avut precontract semnat în Spania, Eu dacă nu mă bolnevez de hepatită, plec în Spania. În iarna următoare. N-am plecat, eu a plecat contra în locul meu. La, la VES? Da. Ah, deci era semnat. Da. Eram eu, contra și Mihalcea. Cum adică era? Păi pe, pe Mihalcea nu l-a luat. Nu l-a da, mai luat. Pe Mihalcea, dar a plecat contra în locul meu. Ah, și contra a plecat în locul tău? Păi, eu trebuia să plec primul. Dar am îmbolnăvit de hepatita. Și plus, o grămadă de oferte le-am avut și înainte să merg să mă îmbolnăvesc de mic. Am avut contract, contractul pe masă de la Fener, la campionatul european din 98. Trebuia să merg la Fener, băci. Nu m-a luat pe mine, l-am luat pe Sabin. Pentru că atunci prețul a fost foarte mare. La cerut din am o grămadă de bani pe mine. Deja am înțeles cu ei. Pe Sabin Ilie. l luat pe Sabin. Nu știu că a avut anul ăla foarte bun de a dat o grămadă de gol. Da, deși pe juca pe alt post. Adică... Da, și nu spun pe ce salariu, că... Nu, la vremea aia turcii dădeau milioane. Păi a spus și Sabin, la vremea da. și ulterior, care a risipit totul da, da. și așa mai departe. Da, a plecat el în locul meu. a rămas la Dinamo, continuare. Și au mai fost o grămadă de oportunități de a merge. Da, asta fost să fie. Poate într-o viață viitoare. Ca antrenor. Dar mai am, mai am câteva ca antrenor, întrebări. Dar da, unde ți-ai fi dorit așa, dacă erai sănătos tun să ajungi. Ca ideal. Bun, primera e primera, dar vorbesc de echipă. Cred că ți-ai fi dorit ceva mai bun decât ala vezi. ca nume, sau în altă Pe țară, în alt campionat. Trebuia să merg la Deportivo, la Corunia, când era cu Donato și cu ea. Da. Eh, atunci am avut la fel contract. Era campionat Spanii, nu? Nu, mai știu, Jucau da, Champions League, cum să da, nu? Da, da. Trebuia să merg, a venit, era domnul Sică Pușcoci, era manager, și uite, asta este oferta, te poți duce acolo. Nu știu ce s-a întâmplat. Am avut contract de la Gheaca Graț, l-am avut pe masă, tot așa o grămadă de bani. N-am plecat, nu știu de ce nu. Adică am avut foarte multe oportunități de a merge undeva, să joc afară, știi? Da, n-a fost să fie, dar nu regre nimic. Chiar să mândru de tot ceea ce am făcut în toată perioada asta, chiar dacă n-am avut noroc cum au avut alții să merg destul de repede și să, să fac o grămadă de bani, dar și cum e, sănătatea și fericirea sufletului meu de multe ori sunt mult mai importante decât orice sumă de bani. Da, nu știu acum cum să o dau, că e de, că e de bine, n-are cum să fie. Nici fără Dar ni... nu e ok, da? Nu, nu de bani vreau să spun, e de rău, pe de altă parte te-a întărit și te-a făcut să lupți uh, și mai mult, și mai mult, și mai mult. Eu n-am mai auzit pe cineva să aibă atâtea inioane în viață, nici pe plan personal, nici pe plan profesional, adică transferul ratate, nenorocirile, Uh, cu sănătatea de și de ce am spune. mai vorbit pe aici. De-aia spun că pe mine mă încearcă și mi le aruncă dar cu siguranță îmi va fi bine. Și acum sunt fericit. Am oameni lângă mine care mă fac fericit. Uh, te apropia mai mult de Dumnezeu odată cu aceste nenorociri? Mm, că unii se duc în zona aia. Tot și... timpul am fost cu Dumnezeu. Nu, am spus mai mult. N-am spus că n-ai fost deloc. Merg la biserică dar nu mai mult decât mergeam și înainte Merg de sărbători, mă rog, în fiecare zi la Dumnezeu. Asta nu înseamnă că dacă sufăr sau dacă sunt fericit, ar trebui să exagerez în anumite zone. Sunt la fel. Este echilibrat. Așa, fotbalistic, ne-ar mai trebui încă două, trei ore sau episoade să vorbim despre o carieră impresionantă. Repet, dacă luăm în calcul în principal problemele cu care s-a confruntat. Trofee meciuri la echipa națională, meciuri în cupele europene, te las pe tine să redai două-trei episoade, momente, amintiri sau ce ar trebui să știe, uite, spre exemplu, cei care ne filmează nu te-au văzut jucând și cum ei determina să se îndrăgostească de Dinamo sau de fotbal, relatând niște episoade care să-i facă să fie mai atenți. Să urmărească în primul rând care să aibă legătură cu tine, nu cât că de cât istoria. Acum că m-au văzut cu siguranță mai târziu o să dea un click pe undeva și o să mă caute. Nu, dar spune-le tu. Sunt... Și nu de istoria lui Dinamo în general, Eu... ci de istoria ta. Adică am un CV frumos. Mi l-am construit singur prin muncă, prin uh, disciplină, prin sacrificiu, pentru că fără lucrurile astea n-ai cum să reușești ca fotbalist. Acum, să ajungi fotbalist este mult mai ușor. Ți se oferă foarte multe posibilități de a avea. Adică orice părinte își poate permite o gheată bună, îl mai duce cu mașina. Eu nu. Eu mergeam câte 3-4 km pe jos, când era zăpada mare, făceam, plecam dimineața la 6 ca să ajung de la 8 și jumătate la Dinamo. Adică, ca să ajungi mare, și să-ți îndeplinești visul, trebuie să te sacrifici. Iar uh, lucrurile pe care eu le-am făcut în fotbal, și nu numai, și de care sunt mândru, uh, îmi oferă o etichetă a poveștii de ce -am, uh, am pățit o seară. Unul singur, doar mi-am auzit aminte. Da. De și respectul și zâmbetele oamenilor care trec pe lângă mine, mă fac să mă simt împlinit. Mai ai vreun tricou dintre cele portate purtate ca jucător? Da, am unul de la fiecare echipă. Ai. De fapt, de la Dinamo nu mai am pentru că l-am dat, ultimul tricou de l-am dat a fost pentru o cauză caritabilă, caritabilă în care s-au strâns niște bani și am zis mai bine să se facă omul la uh -huh. bine să fie fericit că eu tricoul mai iau fără nicio problemă. Am de la Terec, am de la ca Sofia, am câte un tricou. Singurul tip mm -hmm. pe care nu mai am de la Dinamo, dar sunt sigur... Și echipa națională? Și la echipa națională. E că echipa națională... Și ai 54 de meciuri. Este da. un număr da. fabulos. Am participat la două campionate europene. Tineret și seniori? Și unul de tineret, 3. Trei, trei. trei? Nu două? De fapt două. am început cu tineretul și am terminat cu cele două. 2000 și 2008. Dacă, dacă aveam puțin noroc, puteam să merg de la campionatul european de tineri să prin campionatul mondial din Franța, din 98. Dar n-a fost să fie atunci. Atunci am ieșit și cel mai bun mijlocaș al turneului final din 98. Ai jucat am în tineri. ultimul meci al echipei naționale în care a jucat și Hagi. Ultimul pentru Hagi. Nu? Da. Când l-a dat afară după ce l-a scuipat pe Conte, nu? Da, pe ce cu Italia? Da. Când la 0-0 sau la 0-0 a dat cu iambară și a venit uh, 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 cum îl cheamă în brațe la portar. Portarul lor? Fon Gianluigi Bufon. Da. Au fost. Ce spuneai de echipa națională? Că ai avut o relație uh, cu adevărat patriotică, nu? Sau Sentimentală, sau cum? sau? Pentru mine, echipa națională înseamnă cam tot ceea ce își poate dori un fotbalist când se apucă de această meserie. De la vârsta de șase ani, șapte ani, opt ani. Eu cred că este îndeplinirea supremă a muncii tale de foarte mulți ani. Eu, când am ajuns la echipa națională, am simțit un, un fior dintre ăsta de împlinire sufletească și de satisfacție extraordinar de mare. De exemplu, mie când îmi venea câte o convocare pe unde eram, eu stăteam și mă uitam la ea câte un sfert de oră și team de 30 de ori Dacă ce e... scrie acolo. Și toate erau la fel, decât diferea data. Uh -huh. Stăteam și mă uitam la ea și eram atât de mândru și mi le-am pus pe toate. La orice echipă am fost și mi le-am pus pe toate deoparte. De ce? Pentru că echipa națională pentru mine este icoana și îndeplinirea. Everestul? Fotbalistic. Da, da. Efortul pe care îl faci și anii de sacrificiu, vânt, ploaie, furtună, terenuri bune, terenuri proaste. Acum, copiii ăștia chiar sunt norocoși pe ce gazon vă întâlnesc pe orice teren, te uite. Dacă gândești, te cântai jucam noi pe zăpadă. Era zăpadă, la mă la la. Înțelegi? Da, zic că. Orice sacrificiu pe care îl faci și ți se îndeplinește, cam, este, cam aia este munca și plăcerea asta nebună care ai reușit. I am reușit. Uh, încă o chestiune, înainte de pariul uh, acestui episod, uh, nu te întreb uh, și chiar dacă vei tu să-mi spui, nu vreau să-mi spui uh, despre uh, povești de la pescuit. De ce? Pentru că de acolo ți s-a tras una dintre nenorociri. Povești uh, cu uh, o altă pasiune, vânătoare. Mânătoare, <laughs> Doamne, ce bine era Deci ce atâtea, atât de tare m-am distrat cu Jean Cu Vladoiu, cu, cu Jean, cu Vlădoiu, cât a fost la noi Senzațional, ce băiat uh, Și m am învățat atât de mult Da, aveai pușcă Nu, el avea pușcă Avea pușcă, arpaletă, cuțit Blană de urs Avea adentrarea prin casă, senzațional El fiind un, uh, un vânător Împătimit născut. Da, îți povestesc o fază cu el. Păi și tu cum vânai? Aveai permis? Aveai eu sau... nu sau... eram cu alergare. A... Eu alergam după iepuri. Cum ai că alergai după iepuri? <laughs> Glumesc, îți dai să mergeam și îi luăm. Eu A... Trăgeam. Trăgea, păi el. Recuperai. Trăgea el. O singură dată sau de două ori am tras cu arma, tot cu el. Am fost într-un la o vânătoare, eram eu, el, Rednic, Contra și Daniel Florea, parcă. Și am fost prin spate pe la Săftica pe acolo, știi? asta e un pic, că am uitat să-ți mai spun că am, asta e undeva la 50-50 cu moartea, știi? Cum adică? Ca să mă împuște contra. Cum adică să te împuște contra? Hai, hai că spun imediat. Pe cum mergeam, bune sau tot? Cum mergeam noi, că știi la vânătoare nu trebuie să mergi unul lângă altul. N-am fost nu, la nicio vânătoare, o, nu recunosc, chiar n-am fost. E conduită de a merge Ai, pe lângă că o... tine, știi? Da. așa, și cum ne-a dat Jean la fiecare câte o pușcă, cum adică? Voi n-aveați permis să te vă dați Nu, no, e acolo, că stăteam pe câmp, mm -hmm. înțelegi? Nu știu cum, -ai stăteam pe acolo, prin zonă și nu știu cum apasă contra pe trăgaciul și se descarcă arma. Și era exact către mine așa. Nu că m-am plecat în jos să-mi desfac fac niște ciulini de pe Adidas și ca altfel. Da. Deci asta nu e vrăjeală? Cum să știi adică vrăjeală? pur și simplu ăla a descărcat pușca de lângă Crișelă, tine, da, acum râs dar atunci cred că... Okay. Dar nici atunci n-am realizat. Nu? No? No, noi am făcut haz de necaz atunci, îți dai seama. Da. Erați niște... ce, eram niște idioți, ce să fie. Inconștienți fi? mai degrabă, nu idioți. Da. Da. da, Și tot așa, ziua, Jean mă, mă sună într-o zi, că vreau să te duc până la Pitești, la părinții mei, și pe a doua zi trebuia să mergem la vânătoare, sau nu știu cum știi. Și la un moment dat, mergând noaptea, cu viteze, el avea un Mitsubishi Pajero. El, da? Da, avea fiind vânător, nu avea ce să-și Arge Argeș, nu știu no, cât, Jean. Jean da, da. da, Și la un moment dat, pum, frânează. Pac, trage pe dreapta, zic, ce s-a întâmplat? Am lovit ceva? Și el zice, nu, dă-te jos. Zic, unde să mă dau jos? Nu vezi că e întuneric? Cum să Să duce repede în spate și ia pușca și zice, și taci din gură. Și păi, da, în jur, întuneric. Păi, zic, frate, cum l-ai bine să tac din gură? Și când zice, la un moment dat, trage. Și el zice, du-te și el. Păi cine? Ce să iau? De unde? Cum? Și hai cu mine. Deci, din viteza aia, în farurile mașinii, el a văzut un iepure. Înțelegi? Noapte. Noapte. Cum o fi făluat virajul, l-a văzut pe ăla, să văd ochii, știi? L a cum a alergat, nu, nu l-am văzut pe iepure. De unde n-ai să-l văd eu pe iepure? Fiind noaptea, stai și eu cu el de vorbă. Da. Parcă o oprit mașina și că du-te și el. Păi cine să iau? Hai cu mine. Și l-am luat un iepure, mai l-am de ureche, era cât mine. Deja în meseriaș, tata. tata. Da, și pe scar, la fel. Pescar, când am fost cu el la vânătoare, zbura la pe și cum îl lua imediat. Incredibil. Bun, tare, bun. Nu știu dacă mai merge, dar sigur merge și Merge și acum. Da, nu am mai vorbit cu el de mult. Pe ce facem pariul tare de tot? Florentin Petre cu siguranță se va întoarce la al doilea episod pe care o să îl dedicăm. Va vorbi doar despre fotbal și doar despre Dinamo, dacă vreți. Doar despre Dinamo, nu doar despre fotbal. Cu tot ce a trăit, cu tot ce a jucat, cu tot ce e acum, vă promit că va veni pentru a doua oară, deoarece acum sunt puțin uh, sub presiunea timpului și oricum a fost un alt fel de episod fiind uh, prima întâlnire cu el. Dar pariul trebuie să fie pe fotbal. Facem pariu că Florentin Petre poți să prei de aici tu. Un pariu uh, la care, uh, evident, participă și cei care ne urmăresc. Și uh, de aici rescotele. La cote nu mă refer. Nu, nu, mă pricep, nu uh, se pricep. Dar pot să spun un singur lucru: că voi ajunge un antrenor bun, mare. Păi nu, bun ești. Bun, bun după somn. părerea mea ești. Uh, dar spune-ne mai mult. Uite, facem pariu că în viitorul apropiat Florentin Petre va deveni antrenorul lui Dinamo. Fără, atenție, să avem ceva cu Ovidiu Burcă și cu tot ce e acum acolo. În viitorul apropiat însemnă și 5 ani, să înțelegem. da. Deci nu uh, îl săpăm pe Burcă, cu care, de asemenea, Doamne sunt o relație foarte, foarte bună. E Iar un pariu corect? Uh, în era, să, era să fie realizat asta, înaintea lui Burcă. S-a prescris. prescris. Eu, prescris, vorbim, da. uh, eu vorbesc prescris, de aici încolo. Deci Facem pariu cu în următorii 5 ani Florentin Petre va deveni antrenor principal la Dinamo. E corect acest pariu pe care îl fac uh, cu tine și cu cei care ne urmăresc. Facem. Facem. Facem, da. Da. Și dacă se întâmplă, nu știu, cu cât mai repede de acești 5 ani, cu atât mai bine, dar repet, nu avem treaba acum cu nimeni, nu săpăm pe nimeni, nu vrem răul nimănui. Doamne ajută și îți mulțumesc. Și eu îți mulțumesc de invitație, m-am simțit super. Și, și te mai aștept? Îți promit că o să ajung antrenorul mult mai repede ca să-ți iau pariu la Dinamo. Da? Chiar m-aș bucura. Chiar m-aș bucura, așa cum mă bucur că uh, sunteți uh, din ce în ce mai mulți și mai mulți alături de noi, că ne lăudați, că ne criticați, dar ceea ce uh, e mai important, că vă uh, uitați la noi și vă abonați. Cu bine, pe săptămâna viitoare, la tare de tot!